Trebuie să renunți la îngrijorare, la curiozitatea excesivă, la dorința după succes și la obiceiul tău de a strânge lucruri care îți dezmiardă sinele. Cel mai bun mod de renunțare la aceste lucruri este cultivarea unei tăceri lăuntrice când poți ajunge să experimentezi prezența Domnului tău. Dacă faci aceasta în fiecare zi a vieții tale, vei face un progres real în lepădarea de Sine rămânerea în prezența Domnului tău te va calma, îți va îmblânzi temperamentul, va umili atitudinea ta de a toate știutor și îți va înfrâna nerăbdarea. Vei fi făcut conștient de prezența Domnului tău și de nevoile aproapelui. Făcându-te așa de sensibil, Dumnezeu de fapt te-a binecuvântat. Lucruri care de-abia dacă îi deranjează pe alți oameni, pe tine te ating la inimă te neliniștești sau te bucuri de mai nimic, dar te avertizez să te păzești de preferințele și antipatiile tale pe care le manifesti într-un mod atât de pătimaș. Evită orice te epuizează sau te agită. Al minteri, viața ta de rugăciune va seca nu te aștepta să-ți întreții viața lăuntrică dacă trăiești numai pentru ceea ce este în exterior. Trebuie, într-adevăr, să înveți să nu mai vorbești așa de mult. Cum ai de gând să cultivi o tăcere lăuntrică dacă vorbești tot timpul? Nu poți să-L dorești pe Dumnezeu și lucrurile lumii în același timp. Nu-ți dai seama că rugăciunea ta va fi influențată de ceea ce cultivi în viața de zi cu zi? teme-te de entuziasmul tău excesiv, de preferința ta pentru lucrurile lumii și de ambițiile tale ascunse. Nu te aprinde când vine vorba de politică și de partide. Dacă te întărâți prea tare, va fi mai greu să te liniștești înaintea lui Dumnezeu. Vorbește puțin și muncește hotărât. Lasă acțiunea să ia locul vorbelor tale înflorite. După ce vei învăța să-ți ții sub control gândurile hoinare, va trebui să înveți să vii la Dumnezeu ca să-ți reînnoiești puterea. Învață să faci aceasta chiar și în mijlocul sarcinilor pământești ale zilei. Privește necontenit la Domnul pentru călăuzirea lui blândă, dar nu fi atât de gălăgios încât să nu-l poți auzi. În clipa în care te hotărăști să acționezi după capul tău, îți vei pierde direcția. Când cauți numai voia lui Dumnezeu, o găsești peste tot și nu ai cum să te rătăcești. A dori ceea ce Dumnezeu dorește te pune întotdeauna pe o cărare dreaptă. Viitorul nu este încă al tău, poate că niciodată nu va fi. Trăiește în momentul prezent. Harul zilei de mâine nu ți se dă astăzi. Momentul prezent este singurul loc unde poți atinge tărâmul veșniciei. Ești bun, dar vrei să fii mai bun. Cred că te străduiești prea mult să-ți folosești viața lăuntrică pentru a schimba acele lucruri exterioare din jurul tău care sunt inacceptabile din punct de vedere social. Profund, în adâncime, nu te schimbi cu adevărat, să-ți spun ce se întâmplă când nu-L lași pe Dumnezeu să se ocupe de cea mai adâncă rădăcină a vechii tale naturi. Vei deveni foarte critic, dur și fariseic. Îți vei conforma acțiunile la anumite reguli stabilite de tine, dar adânc, în lăuntrul tău, vei fi neschimbat. În afară vei părea că te supui, dar în lăuntru te vei afla într-o stare de răzvrătire nu așa ar trebui să fie. Acordă mai multă atenție vieții tale lăuntrice. Ia cele mai adânci și cele mai puternice dorințe ale tale și punele în mâinile lui Dumnezeu. Cere să te cucerească în întregime. dă lui aroganța ta naturală, înțelepciunea ta lumească, atașamentul față de casa ta și teama că nu ți va recunoaște nimeni măreția. E nevoie, de asemenea, să lași pe Dumnezeu să se ocupe de atitudinea ta dură când lucrurile nu merg așa cum te-ai fi așteptat. Nu temperamentul este problema ta cea mai mare, întrucât deja nu te mai încrezi în el. În ciuda forțării tale de a-ți ține sub control nervii, tot răbufnești. Această umilire îți face bine, așa că îngrijește-te de defectele tale mai periculoase. Aș prefera chiar să văd că îți manifesti nerăbdarea și că îți lipsește o anumită măsură de autocontrol. Acest lucru este mai umilitor pentru tine și mai bun pentru a-ți uci de mândrie. Când te stăpânești în chip desăvârșit, poți deveni aspru, critic și prea ușor te simți jignit de alții. Învață prin slăbiciunea ta mila față de greșelile altora rugăciunea sinceră îți va înmuia inima și te va face blând, bun și maleabil în mâinile lui Dumnezeu. Vrei ca Dumnezeu să fie la fel de critic față de tine cum ești tu față de alții? Este foarte ușor să te agăți de reputația ta bună. Privește atent în lăuntrul tău. Undeva, în tine, este o limită peste care nu vrei să treci ca să te predai pe tine însuți lui Dumnezeu. Te învârți în jurul reținerilor tale și te faci că nu le vezi. Dacă te lași să-ți vezi toate reținerile, atunci va trebui să faci ceva cu ele. Dacă Dumnezeu va răzbate vreodată prin zidurile tale, vei fi atins până în străfunduri și lăsat să găsești tot felul de scuze ca să te justifici. Cu cât te ascunzi ca să nu renunți la ceva, cu atât mai evident devine faptul că trebuie să renunți la cel ceva. Dacă ai fi cu adevărat liber, nu ai pierde atâta timp ca să discuți despre acel lucru. Nu te târgui cu Dumnezeu ca să ieși din această încurcătură în modul cel mai ușor, cel mai confortabil. Îmbrățișează crucea. Trăiește numai prin dragoste. Lasă-l pe Dumnezeu să facă ceea ce El trebuie să facă pentru a dezrădăcina iubirea de tine însuți. Roagă-te în lăuntrul tău câte ziua de lungă. Trăiește în rugăciune. Lasă o să atingă tot ceea ce faci. Fii conștient de prezența lui Dumnezeu în tine, chiar și atunci când ești ocupat. Fă aceasta și pacea va fi bunul tău. Nu vei deveni desăvârșit, auzind sau citind despre desăvârșire. Important este nu să asculți de tine însuți, ci să-L asculți în tăcere pe Dumnezeu. Vorbește puțin și fă mult, fără să-ți dorești să fii văzut. Dumnezeu te va învăța mai mult decât ar putea orice carte sau persoană să o facă. Ai nevoie să mergi la școală ca să înveți cum să-L iubești pe Dumnezeu și cum să te lepezi de tine însuți. Cunoști deja mult mai mult despre bine decât practici în mod curent. Ceea ce trebuie să faci este să pui în practică ceea ce deja cunoști. Nu încerca să capeți mai multă cunoaștere înainte de a practica ceea ce deja înțelegi. Îmbină o măsură bună de rigurozitate cu marea ta libertate. Învață să nu exagerezi nimic. Rostește adevărul fără înflorituri, dar nu fi dur cu privire la el. Dacă înclini prea mult să fii riguros, vei deveni legalist. Dacă te străduiești să fii liber, fără să ți menții standardele înalte pentru tine însuți, vei deveni curând leneș și ușuratic ca să fii pe deplin credincios, trebuie să-L asculți în totalitate pe Dumnezeu. Urmează lumina care îți arată calea pe care ar trebui să mergi. Caută să-i fii plăcut lui Dumnezeu în toate lucrurile. Nu încerca doar să te strecori cu cea mai mică măsură de ascultare. Fă tot ce stă în putință să-i fii plăcut lui Dumnezeu. Vreau să spun însă să nu cazi în capcana de a încerca să estimezi dacă ai comis un păcat mare sau unul mic. Dă totul lui Dumnezeu și nu vei mai avea nicio nevoie să-ți evaluezi fiecare acțiune. Nu fi deprimat când cazi. Ridică-te numai și ia totul de la capăt. Dumnezeu are multă răbdare cu tine. Învață ca și tu să ai răbdare cu tine însuți. Dumnezeu te va desăvârși în propriul lui ritm. Nu folosește la nimic să te uiți mereu peste umăr să vezi ce a mers rău. Pășește cu umilință spre ceea ce este înainte. Dumnezeu nu este un spion care caută să te prindă pe picior greșit. El nu este un dușman ce se furișează în întuneric ca să te lovească. Dumnezeu este tatăl tău care te iubește și dorește să te ajute numai să vrei să te încrezi în bunătatea Lui. Este mult mai bine să depinzi de Dumnezeu ca să te ajute, pentru că, în realitate, tu nu te poți ajuta singur și nici nu poți ajuta pe nimeni altcineva de pe acest pământ. Încrede-te în Dumnezeu și găsește calea adevăratei libertăți. Deci, iarăși spun că rigurozitatea și libertatea merg mână în mână. În cazul tău, Aș crede că libertatea ta este depășită de rigurozitatea ta. Dar, pe de altă parte, nu ești atât de riguros și de dăruit ascultării de pline în toate sferele, așa cum mi-aș dori. Învață să te încrezi în Dumnezeu și deschide-te în întregime față de El. Predă-te total lui Dumnezeu când El te atrage către Sine. Nu-ți fie teamă să te pierzi pe tine din vedere și să-l vezi numai pe el. Ce fericit ai fi dacă te-ai afunda complet în acel ocean al dragostei. Primește cu o inimă smerită tot harul pe care Dumnezeu îl revarsă spre tine. Aceasta te va pregăti, așa cum spune Tereza de Avila, pentru darurile noi și proaspete de la Dumnezeu. Niciodată nu vei putea avea grijă de cei dragi atât de bine ca atunci când îi pui cu credință în mâna lui Dumnezeu. Tu, cât de înțelept ai părea, nu vei face decât să le stai în drum. Numai ceea ce vine de la Dumnezeu poate rezolva problemele tale dificile. Tu, de la tine însuți, nu poți convinge pe nimeni să se întoarcă la Dumnezeu. Viața este plină de necazuri și de perioade grele. Numai Dumnezeu ne ține inimile în mâna Lui. El te întărește pe tine, la fel cum îi întărește pe toți care se încred în El. Stai neîncetat în prezența Lui Dumnezeu dacă vrei să-ți conduci turma în siguranță. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Psalmul 127, versetul 1 Îl vei auzi pe Dumnezeu vorbind numai atunci când vei sta liniștit ca să l asculți pe El, îți pare aceasta a fi o pierdere de vreme? Sprijinindu-te pe Domnul în interiorul tău, vei realiza mai mult în îndatoririle tale exterioare. Dacă vrei să faci voia Tatălui tău ceresc, vei fi susținut interior, de faptul că vei afla acea voie de la Dumnezeu însuși. Se pare că ai nevoie de o inimă mai largă când ai de-a face cu defectele altora. De ce ești atât de irascibil când oamenii nu-și îndreaptă imediat defectele? Toată lumea are defecte. Știu că nu poți să nu le observi, și nici nu te poți abține să nu-ți formezi opinii despre motivele celor care te înconjoară. Dacă ai fi perfect, ai putea să faci față imperfecțiunilor celorlalți, fără să le lași să te necăjească. Nu fi surprins de defectele oamenilor. Dumnezeu lasă slăbiciuni în noi toți. În cei care sunt avansați, slăbiciunea este disproporționată în raport cu viața lor, de altfel matură. Agricultorul poate lăsa pe ogor o movilă de pământ ca să măsoare cantitatea de material eliminat. Dumnezeu lasă movile similare în cei pe care îi desăvârșește. O persoană cu defecte vizibile poate fi mai avansată spiritual decât cineva care nu are asemenea defecte. Oamenii perfecți doresc adesea să se plângă de alții că nu sunt perfecți. Detectarea defectelor, chiar și la tine însuți, este doar un entuziasm sufletesc. Calea lui Dumnezeu este cu totul diferită. Uneori, El îngăduie ca oamenii să fie foarte slabi, ca să-i păzească să nu ajungă prea mulțumiți de ei înșiși. Ar fi mai ușor pentru ei să le fie îndreptate neajunsurile, decât să se simtă înfrânți de slăbiciunea lor. Oamenii trebuie să învețe să-și suporte propriile slăbiciuni, precum și slăbiciunile altora de ce ești așa afectat de defectele apropiaților tăi, când cele ale tale sunt încă neîndreptate? În dorința ta de a-i vedea pe oameni desăvârșiți pentru slava lui Dumnezeu, motivele tale nu sunt cu totul curate. Defectele oamenilor te deranjează pentru că îți dai prea multe ifose și ești greu de mulțumit. Adesea îi poți ajuta mai mult pe alții corectându-ți mai degrabă propriile defecte decât pe cele ale lor. Aduți aminte, având în vedere propria ta experiență, că a lăsa pe Dumnezeu să-ți corecteze defectele nu este ușor. Fii răbdător cu oamenii. Așteaptă-l pe Dumnezeu să lucreze cu ei după cum voiește el. Trebuie să fii mai delicat și mai milos față de defectele altora. Lasă tot ce te deranjează să curgă ca apa pe sub un pod. Tu trăiește în prezența lui Dumnezeu. Dragostea nu depinde de ceea ce simți. Voința ta este ceea ce dorește Dumnezeu de la tine. Administrează-ți gospodăria în frică de Dumnezeu. Creșteți copiii așa cum se cuvine și renunță la plăcerile deșarte. Caută să fii simplu, liniștit și smerit. Lasă-ți viața să fie ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Iată ce caută Dumnezeu. Când Dumnezeu îți cere ceva, nu-l refuza. Învață să-l aștepți pe Dumnezeu. Nu fă nicio mișcare până când nu te călăuzește el. Fiecare zi va aduce problemele ei proprii. Pe măsură ce te confrunți cu ele, vei crește din ce în ce mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu. Lasă-ți credința să te întărească. Când te simți totalmente slab, vei descoperi o putere care nu îți aparține. Vei ști atunci că puterea nu este a ta. Și dacă te rătăcești pentru puțin timp, atunci când revii înapoi, vei învăța umilința. Domnul tău locuiește în centrul Duhului tău. Întoarce-te la el acolo, cât de mult poți. predă lui Dumnezeu și învață să trăiești prin el, mai degrabă decât prin propria ta putere. Puțin câte puțin, această învățare a trăirii prin puterea Domnului se dezvăluie în lăuntrul tău. Nu te vei mai agăța de lucruri pe care le poți vedea, ci te vei agăța de Dumnezeu în lăuntrul tău, și acolo vei găsi părtășia profundă și adevărată. Nu lăsa complimentele pe care le primești de la oameni onorabili să ți se urce la cap. Pe de altă parte, nu lăsa o falsă smerenie să te împiedice să primești mângâierea lui Dumnezeu când El o trimite prin alții. Dumnezeu dorește să iei ceea ce vine, și nu să alergi după ceea ce nu vine. Acceptă simplu ceea ce ți se dă. Privește numai la Dumnezeu. Învață să trăiești fără acele lucruri pe care Dumnezeu consideră potrivit să ți le ia. Există anumite lucruri pe care Dumnezeu vrea să fie detașat. Observi că Dumnezeu îngăduie ca oamenii să reacționeze față de tine în diferite moduri ca să te modeleze? Încredete în Dumnezeu fără frică. Învață să-ți accepti slăbiciunea pe măsură ce îl lași pe Dumnezeu să te schimbe. N-are niciun rost să fii iritat sau deprimat din cauza defectelor tale. Faci un obicei din a te aduce în lăuntrul tău, înaintea lui Dumnezeu, cât de des poți de-a lungul zilei. Acest lucru te va liniști. Ești prea conștientă de tine însuți. Îți lași, totodată, sentimentele să te dirigeze prea mult. Ajungi descurajată. De îndată ce rugăciunea încetează să-ți mai aducă o mângâiere adâncă. Fi mai puțin orbită de tine însuți și mai preocupată să-i placi lui Dumnezeu. Iubirea de sine te va lăsa să devii sentimentală cu tine însuți și exagerat de preocupată cu problemele tale. Te vei trezi că îți vei irosi tot timpul îngrijorându-te din cauza problemelor tale. Curând, toată această îngrijorare va arunca o umbră asupra sentimentului prezenței lui Dumnezeu în viața ta. Și atunci vei fi într-adevăr deprimat. Pavel spunea, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Primește sfatul lui și o vei duce bine. dă lui Dumnezeu stăpânire liberă ca să lucreze în tine și atunci nu-ți vei mai pierde tot timpul cu introspecția. Dumnezeu îți va arăta ce anume nu este plăcut și tot ce ai de făcut este să părăsești ceea ce este nedemn de prea iubitul tău. Încetează să mai fii atât de ocupată cu tine însuți. Vechea ta natură dorește să fii perfectă. Te va împinge în toate felurile să fii o creștină remarcabilă. Ocolește-te, rog, această cursă. Urmează-l pur și simplu pe Domnul. Nu trebuie să te vezi pe tine însuți drept o femeie înțeleaptă, puternică și virtuoasă. Fii doar un copilaș. A învăța pe alții nu are eficiență în absența exemplului. Începe prin a acționa corect și după aceea poți vorbi. Fii răbdător. Prin aceasta nu spun să încurajezi păcatele oamenilor, ci mai curând să nu fi supărat când cineva înaintează greu. Poți ușor să-i descurajezi pe alții fiind nerăbdător cu ei. Cu cât ești mai energic, cu atât ai mai mare nevoie să înveți blândețea și bunătatea. Încearcă să înțelegi nevoile oamenilor la care ții, și adaptează-te la nevoile lor arată-le că inima ta este deschisă pentru ei și lasă-i să-și dea seama, din experiență, că pot să-și deschidă fără teamă inimile față de tine. Nu fi niciodată aspru. Fii bun și atent față de alții. Ia hotărâri fără grabă, dar ferme. Înainte de a-i corecta pe alții, corectează-te pe tine însuți. Fă un singur lucru. Urmează-ți cel mai tainic instinct către ceea ce este bine. Înainte era natural pentru tine să urmezi răul. Caută acum să urmezi binele. Ce riști să-i slujești lui Dumnezeu? De la convertire încolo, viața va merge în mare la fel ca înainte. Vei avea aceeași slujbă și aceleași necazuri de zi cu zi. Dar vei avea, în plus, confortul iubirii aceluia care este pe deplin vrednic de iubirea ta. Lucrarea și suferința ta pentru el nu vor trece neobservate de el. El te va răsplăti de o sută de ori mai mult, chiar și în această viață, prin pacea care îți va umple inima. Nu numai atât, dar vei locui veșnic cu el. Indiferent de ceea ce trebuie să înduri în calitatea ta de creștin, niciodată nu trebuie să-ți pierzi acea pace lăuntrică adâncă. Îți poate da lumea măcar atât? Știi la fel de bine ca mine că, până și oamenii care au totul, sunt totuși nemulțumiți. De ce îți este teamă? Tot ceea ce ai, te va părăsi până la urmă. Posesiunile tale nu-ți pot umple duhul. Nu ești sătul de goliciunea posesiunilor? nu-ți spun ele în taină că nu sunt de ajuns? Pe scurt, știi că posesiunile tale sunt fără valoare, chiar dacă îți iau privirea cu strălucirea lor. Ce îți este frică că se va întâmpla? Că vei găsi un Dumnezeu prea bun ca să fie iubit? Crezi că te va încânta atât de mult încât nu vei mai dori averile pământești și lucrurile acestei lumi? Ți-e teamă să devii prea smerit, prea curat, și prea recunoscător tatălui tău ceresc? Nu-ți fie frică de nimic, decât de această frică neîntemeiată. Înțelepciunea lumii este cea care șovăie între tine și Dumnezeu, între bine și rău, între recunoștință și nerecunoștință, între viață și moarte. Crezi cu adevărat că Dumnezeu nu te poate mulțumi pe deplin? Să nu ai încredere în tine însuți și nici în opiniile altcuiva. Tu ai fost făcut să-L iubești pe Dumnezeu și să fii iubit de El. Nu te îndoi niciodată de El. El este singurul bun. În îndurarea Lui, El te umple cu nemulțumire față de toate lucrurile pentru ca să te îndrepți spre El. Nu mă miră că ești dezgustat de tot ceea ce îl nemulțumește pe Dumnezeu în viața ta. Acest sentiment este consecința naturală a inimii tale schimbate. Ți-ar plăcea o viață liniștită, care să te lase să te ocupi de noile tale interese, ocolindu-le în același timp pe cele vechi. Nu aceasta este voia lui Dumnezeu. El dorește să lase ca ceea ce altădată te interesa să devină acum exasperant așa că lasă să se întâmple aceasta ca un fel de plată pentru fără de legile tale trecute. Dumnezeu te va scoate din situația ta veche când va considera El potrivit. El va face aceasta în propriul lui ritm. Între timp, vino regulat înaintea lui Dumnezeu. Amintește-ți că porți darul lui Dumnezeu într-un vas de lut întărește-ți viața lăuntrică citind, rugându-te și manifestând neîncredere în modul tău vechi de viață. Deși ai trăit departe de el, nu trebuie să te temi să vii la el ca un copil. Spune-i cât de slab și de nenorocit ești. Spune-i ce nevoie ai și ce te supără. Îi poți spune chiar și că nu ești tocmai entuziasmat să-i slujești. Nu trebuie să te temi că vorbești prea liber sau prea deschis cu el. Lui îi plac oamenii simpli și vorbește adeseori cu aceștia. Lasă deoparte toate ideile tale grandioase și fii doar sincer cu el. Ascultă cu o inimă deschisă ceea ce îți spune el. Fi surd față de lume și față de pasiunile tale nestăvilite. Vei găsi un oarecare ajutor în cărțile pe care le-ai citit. Ceea ce ai citit este adevărat și te va ajuta să spui o temelie bună pentru credința ta. Numai să nu te încrezi prea mult în cărți. Învață să le lași deoparte, după cum te călăuzește Dumnezeu. Mintea ta este un lucru bun, dar învață să nu te încrezi nici în ea și o vei folosi mai bine. Să devii asemenea unui copil. Chiar și cel mai ușor lucru să-l faci cu inima întoarsă către Dumnezeu. Învață să fii un prieten bun. fi gata să ajuți și menține, cu orice preț, un echilibru în tot ceea ce faci. Există un anumit echilibru natural care trebuie să distingă viața ta de creștin. Asprimea, supărarea și severitatea n-ar trebui să fie semnele tale distinctive. Învață să trăiești mai degrabă prin iubire. Domnul din lăuntrul tău Îți va călăuzi acțiunile cu ușurință și simplitate. El te va avertiza, de asemenea, de apropierea pericolului. Bineînțeles că vei avea parte de probleme, boală și dezamăgiri, la fel ca alți oameni, dar atitudinea ta față de acestea și rațiunea îndurării acestor greutăți vor fi foarte diferite de cele ale oamenilor care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Îl poți vedea pe Dumnezeu în toate lucrurile. Dar niciodată atât de clar ca atunci când suferi. Trăiește ca și până acum și fă schimbări doar ca să eviți ceea ce este rău. Ține-te de ceea ce este drept pentru ca nimeni să nu te tragă înapoi în păcat. Îți va fi mai ușor când oamenii vor vedea că nu poți fi clătinat de la dăruirea ta față de Dumnezeu. Dacă te lași expus păcatului, probabil că vei păcătui. Nu te încrede în propria ta putere, ci încredete în Domnul tău, care te-a iubit din veșnicie, înainte ca tu să-l iubești pe El. Am observat că întotdeauna vrei să lași un lucru ca să o zbughești la următorul. Totuși, fiecare treabă îți ia mult mai mult timp ca să o termini. Pentru că diseci mult prea mult totul. Tu nu ești încet, doar prea complicat. Vrei să spui tot ce are și cea mai mică legătură cu subiectul în discuție. Aceasta îți ia mereu prea mult timp și te face să alergi de la un lucru la altul. Caută să fii concis. Învață să ajungi la miezul problemei și să ignori ceea ce nu este esențial. Nu-ți petrece tot timpul meditând. Ceea ce trebuie să faci, într-adevăr, este să stai liniștit înaintea lui Dumnezeu și mintea ta activă și gâlcevitoare va fi curând calmată. Dumnezeu te poate învăța să privești fiecare chestiune dintr-o perspectivă simplă, clară. Ai putea spune ceea ce gândești în două cuvinte. Și pe măsură ce gândești și vorbești mai puțin, vei fi și mai puțin iritabil și distras. Al te vei extenua singur, iar lucrurile exterioare îți vor afecta viața lăuntrică și sănătate. Scurtează toată această activitate. Fă liniște în lăuntrul tău. Revino de multe ori la Domnul tău. În acest fel vei ajunge mai împlinit. Este mai important să asculți de Dumnezeu decât de propriile tale gânduri. Nu este suficient să-ți placă cărțile bune. Tu însuți trebuie să fii o carte bună. Oamenii care l-au cunoscut cel mai bine pe Dumnezeu au avut mai multe probleme decât tine, și cu toate acestea ei și-au păstrat pacea și au cultivat simplitatea, puritatea și rugăciunea lăuntrică. Cred că viața ta ocupată te epuizează în toate privințele. Nu lăsa ca munca să te captureze și să-ți devoreze viața. Ia-ți timp să te refaci înaintea lui Dumnezeu. Fii scurt și acționează rapid în chestiunile legate de treburile tale. Dacă renunți la toate acele lucruri care îți incită curiozitatea și îți fac mintea să se învârtă, vei avea timp mai mult decât suficient să petreci cu Dumnezeu și să te ocupi de treburile tale. Faptul de a-ți trăi viața în rugăciune neîncetată te va face să ai o minte limpede și să fii calm, indiferent de ceea ce se întâmplă. Natura sinelui tău este extrem de activă, impulsivă, străduindu-se să obțină întotdeauna ceva ce este dincolo de posibilitățile tale. Dar Dumnezeu, lucrând în lăuntrul Duhului tău, produce o inimă calmă și credincioasă pe care lumea nu poate atinge vreau realmente să-ți faci timp suficient să petreci cu Dumnezeu, astfel încât să-ți poți înviora Duhul. În mod sigur, faptul de a fi așa de ocupat te secătuiește. Isus i-a luat deoparte pe ucenici ca să fie singuri și le-a întrerupt cele mai urgente treburi ale lor. Uneori, pentru a sta cu tatălui, el i-a lăsat chiar și pe oamenii care veniseră de departe să-l vadă. Îți sugerez și ție același lucru. Nu este suficient să dai altora, trebuie să înveți să și primești de la Dumnezeu. Poți uneori căra după tine, în viața de rugăciune, o minte plină de închipuiri fără rost și de gânduri egoiste. Vei fi împărțit între dorința de a-i fi plăcutului Dumnezeu și dorința de a-ți plăcea ție însuți. Vezi cum poate rugăciunea să devină atât de dificilă și de lipsită de viață? Tocmai lucrul care ți-ar putea da putere devine neputincios, deoarece are loc o luptă lăuntrică atât de acerbă încât duhul tău e lăsat nehrănit. Cum poți rezolva aceasta? Redu lucrurile care îți distrag atenția, și petrece mai mult din timpul liber ca să stai înaintea lui Dumnezeu. Nu vreau să te oprești din îndatoririle publice. Nu cred că petreci prea mult timp vizitându-i pe aceea pe care trebuie să-i vizitezi. Dar ar trebui, într-adevăr, să reevaluezi ce faci cu orele tale libere răsfață-ți mai puțin curiozitatea și menține la minim amănuntele legate de treburile tale. Nu lungi lucrurile și învață arta de a-i lăsa pe alții să te ajute. Te epuizezi mai mult studiind subiecte neplăcute decât dacă i-ai vizita pe aceea despre care crezi că îți răpesc din timpul tău liber renunță la nevoia de a fi cu atenția împărțită în multe direcții și la nevoia ta de a fi mereu ocupat. Și vei descoperi că tot ceea ce se așteaptă de la tine poate fi făcut în liniște înaintea lui Dumnezeu. Nu fi prea preocupat de viitor. Viitorul îi aparține lui Dumnezeu. El guvernează toate lucrurile și va avea grijă de tine pe deplin. Dacă încerci să-ți închipui ce urmează să se întâmple, nu vei face decât să te îngrijorezi și să aștepți necazul. Trăiește fiecare zi așa cum vine. Fiecare zi aduce propriul ei bine și rău, dar ceea ce pare rău devine bun dacă îl lași în mâinile lui Dumnezeu. Nu opri planul lui. Devenind nerăbdător. Dumnezeu are un timp pentru toate. Niciodată să nu vii cu propria ta părere. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci este să trăiești în momentul prezent. Nu cât de departe mergi contează, ci cât de bine mergi. Dumnezeu știe exact cât îți ia să ajungi dintr-un loc în altul. Nu trebuie să te grăbești întotdeauna urmează pur și simplu călăuzirea lui Dumnezeu. Tot de ce ai nevoie este să-ți pregătești inima, predând-o în întregime lui Dumnezeu, fără rezerve. El va face cu tine ceea ce dorește. Închide ochii și urmează-l. Umblă așa cum a făcut Avram, fără să știi încotro te îndrepți. Dumnezeu însuși va fi călăuza ta. El te va conduce prin pustie în țara promisă dacă lași pe Dumnezeu să preia controlul total al vieții tale, vei fi atât de fericit. Modul cum îți petreci timpul se schimbă odată cu diferitele etape ale vieții tale. Dar un principiu anume se aplică oricând. Nul irosi. Fiecare etapă are sarcini variate pe care Dumnezeu ți le-a fixat să le faci și îi vei da socoteală de cum ți-ai petrecut timpul. Dumnezeu nu dorește niciodată să privești vreo perioadă de timp din viața ta ca fiind fără rost. El nu dorește să-ți petreci timpul separat de El. Lucrul important de aflat este cum dorește Dumnezeu să-ți folosești timpul. Nu vei învăța aceasta muncind sau învățând din greu, ori printr-o inteligență ageră, ci căutându-L pe Dumnezeu cu o inimă curată și cinstită. Trebuie, de asemenea, să înlături iubirea de sine de îndată ce o observi. Pentru că nu ți rosești timpul doar atunci când nu faci nimic sau când faci ceva ce știi că este rău. Timpul îl irosești și când faci un lucru aparent bun, dar pe care Dumnezeu nu ți l-a cerut să-l faci. Trebuie neîncetat să fii dependent de Duhul lui Dumnezeu, ca El să te călăuzească. Dacă ai vreo îndoială cu privire la ceea ce dorește El, întreabă-L din nou. Când direcția devine clară, înaintează cu puterea Lui. Ori de câte ori simți că ai deviat de la Dumnezeu, aduți inima înapoi la El. Ești cu adevărat binecuvântat dacă te lași în mâinile mântuitorului tău, gata să faci orice dorește El. Nu te sătura niciodată să-L întrebi pe Dumnezeu ce dorește de la tine. Întâmpină fiecare responsabilitate așa cum vine. Dumnezeu te pregătește pentru ea. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți supui temperamentul, opiniile, îngrijorările. Modul tău natural de a reacționa la lucruri în întregime lui. Nu te lăsa să ajungi copleșit de treburile exterioare. Caută în fiecare lucru pe care îl faci să-l slăvești pe Dumnezeu. Nu te implica personal atât de mult în îndatoririle tale încât mintea ta să graviteze în jurul lor. Nu lăsa munca ta nici să te entuziasmeze, dar nici să te deprime prea mult. Timpul de socializare petrecut cu alții poate fi periculos pentru tine. Trebuie să înveți să stai în prezența lui Dumnezeu, în timp ce ești cu alți oameni. Există o, o travă subtilă ascunsă adesea în conversația ta. Folosește-ți timpul cu alții ca să-i influențezi înspre Dumnezeu. Nu uita, cuvintele tale pot face un mare bine sau un mare rău. Timpul liber este plăcut. Greu de crezut că ai putea găsi o utilizare mai bună pentru el decât reînnoindu-ți puterea prin părtășia lăuntrică cu Dumnezeu. Vei învăța secretul petrecerii unui timp personal cu Domnul tău. Cei care îl cunosc bine pe Domnul nu pot rezista să nu se întoarcă la el în fiecare moment disponibil. Dacă îți menții inima ancorată în Dumnezeu, distracțiile inocente nu vor fi dăunătoare. Dacă ești aspru, legalist și rigid, acest lucru va întări ideea falsă că al sluji pe Dumnezeu înseamnă să duci o viață anostă și sumbră. Lasă ca pacea și bucuria vieții tale în Dumnezeu să se reverse în afară, pentru ca tot să poată vedea aceasta. Chiar și lucrurile cele mai banale, făcute în prezența lui Dumnezeu, îl slujesc pe el. Dumnezeu rânduiește chiar lucrurile simple să fie făcute conform ordinii lui și pentru slava lui. Nu uita aceasta. Cei mai mulți oameni, în străduința lor de a-i fi plăcuți lui Dumnezeu, se așteaptă ca El să dorească de la ei să facă lucruri dificile sau neobișnuite. Dumnezeu dorește să mori față de tine însuți și să trăiești pentru El în împrejurările de fiecare zi ale vieții. Dacă, înainte de convertire, ai dus o viață decentă, morală, atunci la tine trebuie făcute mai multe schimbări, mai ales interioare. Dumnezeu nu dorește să-l slujești doar cu buzele. El dorește să-l lași să-ți modeleze voința. Nu-i refuza nimic. Nu dori nimic decât numai voia lui. Caută-l în timpul ceasurilor tale de uscăciune și el te va umple cu harul său. Chiar și cele mai stupide amuzamente pot fi jerfe aduse lui Dumnezeu atunci când din datorie familială se așteaptă de la tine să te implici în ele. Cât de liber ești când faci toate lucrurile pur și simplu pentru slava lui Dumnezeu? Lasă-l pe Dumnezeu să te conducă de mână, fără să te îndoiești de el. Nu e nimic mai simplu sau mai loial decât să înveți să accepți voia lui Dumnezeu dincolo de înclinația ta personală preferințele și antipatiile tale și îndemnurile proprii. Dacă trăiești în acest mod, vei fi degajat și totuși disciplinat. Când amuzamentele încep să te distragă de la Dumnezeu, întoarce-te la El. Când ești deprimat sau obosit, aduți Duhul tulburat la Tatăl tău, care își întinde brațele către tine. Privește la El când simțurile fluctuează, când sus, când jos. Și el te va echilibra, și nu te va lăsa niciodată fără ajutor. Privește la el cu o mișcare tăcută a inimii și vei găsi forță proaspătă. Chiar dacă te simți descurajat, Dumnezeu tot îți va da putere să faci ceea ce așteaptă el de la tine. Puterea lui este pâinea ta zilnică. Puterea lui este însăși viața ta. Dumnezeu nu-și uită copiii. El așteaptă să ți găsească inima deschisă, ca să poată turna șuvoaiele lui de har. Ai văzut vreodată un copilaș blând fericit dintr-un loc într-altul? Învață să fii ca el. Bucură-te și când ești legat și când ești liber. Fii vesel și atunci când nu poți spune nimic valoros. Știu că ți dorești să fii mereu ocupat cu lucruri serioase, dar Dumnezeu n-a rânduit astfel pentru tine și judecata lui este mai bună decât a ta. Este bine să nu dorești să spui lucruri prostești sau ușuratice, dar Dumnezeu dorește să îndepărteze satisfacția fariseică pe care o simți referitor la faptul că te preocupi întotdeauna cu lucruri importante. Drept urmare, el va dejuca înclinația ta naturală, lăsându-te să fii implicat în situații mai puțin importante. Te întrebi cum poți să te menții curat în mijlocul unui stil de viață public și recunosc superficial? În primul rând, citește și te roagă. Nu spun banalități sau vorbe goale când îți sugerez aceasta. Și nu vreau să spun să citești ca să capeți mai multă cunoștință. Nimic n-ar putea fi mai zadarnic. Nu, citește un cuvânt important sau o faptă a lui Isus și cuget asupra lor într-o tăcere adâncă fi numai conștient de adevăr și când mintea ta se abate de la el, adu-te înapoi în momentul prezent fără să te superi pe tine însuți. Nici nu știi cât de departe te va duce aceasta. În al doilea rând, când ești liber, ia zile întregi doar ca să te retragi și să fii singur cu Dumnezeu. La picioarele lui Isus este locul unde toate rănile inimii sunt vindecate și toată murdăria lumii este îndepărtată. În al treilea rând, participă la distracții numai în măsura în care ți se cere să faci aceasta. Fii prietenos, dar nu căuta invitații. Cei care te urmăresc, cel puțin cei rezonabili, vor fi fericiți să te vadă suficient de sociabil ca să te alături lor, dar suficient de precaut ca să nu fi găsit distrându-te tot timpul. Și consider că e de la sine înțeles că atunci când îți face apariția la aceste distracții, să o faci într-un mod evlavios. Lumea este critică la adresa oamenilor care îi condamnă căile, dar trăiesc după regulile ei. Și așa și trebuie. Esența vieții tale de creștin e cuprinsă în cuvintele lui Dumnezeu către Avram. Umblă în prezența mea și vei fi desăvârșit, în traducere franceză. Prezența lui Dumnezeu îți calmează Duhul, îți dă un somn odihnitor și îți liniștește mintea. Dar trebuie să te dai în întregime lui. Nu-ți ia mult timp să-l iubești pe Dumnezeu, să te refaci în prezența lui și să-l adori în profunzimea inimitale. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul tău și nimic nu poate tulbura. Când întreruperile exterioare și o imaginație nestăpânită te împiedică să ai o viață lăuntrică liniștită, trebuie, printr-un act de voință, să te aduci pe tine însuți înaintea lui Dumnezeu. Nu că te-ai putea împinge în prezența lui Dumnezeu, dar chiar dorința de a veni în prezența lui Dumnezeu este în ea însăși un ajutor puternic pentru Duhul tău. Cultivă o intenție curată și dreaptă față de Dumnezeu. Din când în când, trebuie să-ți impulsionezi dorințele tale cele mai adânci de a fi total devotat lui Dumnezeu. E nevoie să existe perioade când să te gândești numai la El, cu o dragoste total netulburată. În aceste ocazii, consacrei Lui simțurile tale în întregime. Nu te lăsa prins de lucruri care știi că te distrag de la Dumnezeu, atât în afară cât și în lăuntru. Odată ce ești distras de la Dumnezeu, este greu să te mai întorci la El. Ori de câte ori observi că dorești ceva prea mult, oprește-te imediat. Dumnezeu nu locuiește în mijlocul haosului și al dezordinii. Nu te lăsa prins de ceea ce se spune și se face în jurul tău. Vei fi profund tulburat dacă vei face asta. Descoperă ce așteaptă Dumnezeu de la tine în orice situație dată și stăruiește cu strictețe în a face întocmai. Aceasta te va ajuta să-ți menții omul interior cât de liber și de liniștit se poate. Descotorosește-te de tot ceea ce te împiedică să te întorci ușor la Dumnezeu. Un mod excelent de a menține un duh liniștit este să lași din mâinile tale orice acțiune de îndată ce o termini. Nu continua să te gândești la ceea ce ai făcut sau nu ai făcut. Și nu te învinovăți pentru că ai uitat ceva sau pentru că ai făcut ceva ce regreți. Vei fi mult mai fericit dacă îți vei menține mintea fixată numai asupra îndatoririlor imediate. Gândește-te la ceva numai atunci când e timpul să te gândești la cel ceva. Dumnezeu îți va spune când vine vremea să te preocupi de ceva încercând să deduci voia lui Dumnezeu, înainte să vină timpul cuvenit, îți vei obosi mintea. Fă-ți obiceiul de a-ți îndrepta atenția spre Dumnezeu în mod regulat. Vei fi atunci capabil să-ți liniștești toată agitația interioară, de îndată ce aceasta începe să spumege. Desparte-te de fiecare plăcere care nu vine de la Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu în lăuntru și îl vei găsi negreșit împreună cu pacea și bucuria. Fii mai ocupat cu Dumnezeu decât cu orice altceva. Fă totul cu conștiința că acționez înaintea lui Dumnezeu și de dragul lui. La vederea măreției lui Dumnezeu, pacea și o stare de bine ar trebui să-ți umple Duhul. Un cuvânt de la Domnul a potolit Marea Furioasă. La fel, o privire a lui asupra ta și a ta către el, va face același lucru pentru tine. Înalță-ți inima spre Dumnezeu. El te va curăți, te va lumina și te va conduce. David spunea, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Repetă cuvintele lui minunate. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Nu aștepta timpul de a putea închide ușa după tine fără nicio piedică. Momentul când tângești după rugăciunea lăuntrică este suficient ca să te aducă în prezența lui Dumnezeu. Întoarce-te la Dumnezeu simplu, plin de încredere și cu familiaritate. Chiar și în acele momente când ești cel mai mult întrerupt, te poți întoarce la tatăl tău. În loc să fii săcăit de conversații inutile, poți afla alinare în găsirea unui moment de părtășie lăuntrică cu Dumnezeu. Vezi, deci, cum toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Citește ceea ce corespunde nevoilor tale curente. Fă câte o pauză, pe măsură ce citești, ca să recunoști călăuzirea vocii lui Dumnezeu. Două sau trei cuvinte simple, pline de Duhul lui Dumnezeu, sunt hrană pentru suflet. Cuvintele sunt uitate, dar ele continuă să își facă lucrarea în taină, iar Duhul tău se hrănește cu ele și crește vigoros. Virtutea începe să crească într-o inimă care dorește voia lui Dumnezeu. Nu este vorba de a cunoaște foarte mult sau de a fi înzestrat, și nici măcar de a face fapte mari. Tot de ce ai nevoie este să tângești să-i aparții lui Dumnezeu în întregime. Dar cum ajunge voința ta în acest punct? Conformându-te puțin câte puțin, dar fără rezerve, la ceea ce dorește Dumnezeu. Trebuie să înveți să-ți aliniezi voința ta slabă la voia a tot puternică a lui Dumnezeu. În aceasta vei găsi o inepuizabilă și nesfârșită pace și bucurie. Adoră. -l laudă-L și binecuvintează-L pe Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să-L vezi pe El în toate lucrurile. Nu mai există nimic cu adevărat rău în viața ta, căci Dumnezeu face ca până și cele mai groaznice suferințe să lucreze spre binele tău, pentru că îl iubești pe El. Pot fi numite rele necazurile pe care Dumnezeu le folosește ca să-ți purifice viața? Gândește-te la ce realizează aceste necazuri în viața ta. Pune toate grijile tale în mâna tatălui. Fii mulțumit să urmezi voia lui în toate lucrurile și să-l lași pe el să-ți aducă voința în armonie și unitate cu el. Nu-i te împotrivi atunci când lucrează în tine. Dacă simți împotrivirea ridicându-se în tine, întoarce-te la Domnul și stai de partea lui. Împotriva propriei tale naturi răzvrătite. El va ști ce să facă. Învață să nu-l întristezi pe Duhul Sfânt din lăuntrul tău, pentru că el supraveghează viața ta lăuntrică. Învață din greșelile pe care le-ai făcut în trecut, dar fără să te descurajezi. Cum să-l poți glorifica mai bine pe Dumnezeu decât renunțând la propriile tale dorințe și lăsându-l pe el să facă ceea ce este plăcut? El este într-adevăr Dumnezeul tău când tu nu vezi nimic altceva decât mâna Lui domnind peste toate lucrurile din viața ta și te închini Lui fără nicio presiune exterioară și chiar fără nicio încurajare lăuntrică. A dori să-i slujești lui Dumnezeu numai în anumite condiții înseamnă a-i sluji în propriul tău mod. Dar a nu pune nicio limită ascultării de Dumnezeu înseamnă, într-adevăr, Lepădare de tine însuți. Iată cum să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Deschide-te față de Dumnezeu, fără limite. Lasă viața lui să curgă prin tine ca un torent. Nu te teme de nimic pe drumul pe care mergi. Dumnezeu te va duce de mână. Lasă iubirea ta pentru el să alunge frica pe care o simți pentru tine însuți. Rugăciunea adevărată nu înseamnă altceva decât a-l iubi pe Dumnezeu. Rugăciunea nu devine puternică printr-o mulțime de cuvinte. Căci Dumnezeu cunoaște simțămintele tale cele mai adânci, înainte să le rostești. Adevărata rugăciune vine din Duh. Te rogi numai pentru ceea ce dorești realmente. Dacă nu vezi ce dorești în adâncul inimii tale, atunci rugăciunea ta este falsă ți-ai putea petrece zile întregi rugându-te. Dar dacă nu te rogi din dorințele tale cele mai adânci, cele mai intime, atunci nu te rogi. Te rogi fără încetare când în inima ta există iubire adevărată și când acolo e o dorință născută din Dumnezeu. Dragostea, ascunsă în adâncimile Duhului, se roagă continuu, chiar și atunci când mintea ta e nevoită să se ocupe cu altceva. Dragostea îi cere lui Dumnezeu să-ți dea ceea ce ai nevoie și să privească la sinceritatea ta, dincolo de slăbiciunea ta omenească. Dragostea lui Dumnezeu din tine șterge chiar și cele mai neînsemnate defecte și te purifică, asemenea unui foc mistuitor. Duhul din tine cere toate lucrurile după voia lui Dumnezeu. Chiar și atunci când ești ocupat cu lucrurile exterioare, există întotdeauna un foc arzând neîncetat în tine. Acest foc, ce nu poate fi stins, stârnește o rugăciune tainică, asemenea unei lămpi care arde într-una înaintea tronului lui Dumnezeu. Adormisem, dar inima învegea. Sunt două lucruri care te pot ajuta să minți acest duh de rugăciune. Timpul regulat pus deoparte ca să fii cu Dumnezeu, și revenirea la Dumnezeu cât de mult poți de-a lungul zilei stai departe de oamenii care te distrag prea mult sau care îți atâță patimile. Primul rod al iubirii sincere pentru Dumnezeu este dorința fierbinte de a face tot ce-ți stă în putință ca să-i fi plăcut prea iubitului tău. A face mai puțin de atât înseamnă să te iubești pe tine mai presus de Dumnezeu. Ferească Dumnezeu! Oricât te-ar costa, trebuie să fii dispus să faci fără rezerve tot ceea ce El îți cere. Fă ce trebuie făcut înainte să ieși să te simți bine. Oamenii care își neglijează îndatoririle, sub pretextul de a petrece mai mult timp cu Dumnezeu, se înșală singuri. Nu vei ajunge mai aproape de Dumnezeu fiind irresponsabil și numind această purtare spirituală. Unirea reală cu Dumnezeu înseamnă să faci tot ceea ce Dumnezeu cere de la tine indiferent de ce simți. Ai grijă să-ți faci timp pentru Dumnezeu. Cei care sunt în poziții importante sunt deseori ocupați și vor fi tentați să lase pe ultimul loc timpul părtășiei cu Dumnezeu. Dar știi ce se întâmplă? Nu vei avea niciodată timp pentru Dumnezeu. Fi ferm cu tine însuți. Nu lăsa harababura zilei să elimine timpul tău cu Dumnezeu poate sună prea dur, dar în curând te vei prăbuși dacă nu asculți ce am spus despre acest lucru. Cum faci față gândurilor rătăcitoare și lipsei de entuziasm din timpul rugăciunii? Pune deoparte un timp regulat în care să fii singur cu Dumnezeu. Fii mulțumit doar să te predai lui Dumnezeu fără rezerve nu umbla să cauți crucea, dar când crucea vine și ea va veni, nu lăsa lucrarea lui Dumnezeu să treacă fără să permiți încercărilor să devină roditoare în tine. Acceptă, în ciuda rezervelor tale naturale, tot ceea ce îți aduce Dumnezeu ca să-ți exersezi credința. Nu te îngrijora dacă vei avea sau nu puterea să faci ceea ce e drept. Harul vine numai în momentul în care ai nevoie de el. Fii doar gata să-ți primești încercările cu o inimă voioasă. Când vezi că gândurile tale rătăcesc, adu-te înapoi în momentul prezent, dar nu te lupta cu gândurile tale. Rămâi doar în prezent și îl vei observa curând pe Domnul iarăși alături de tine. Cu cât te întorci mai mult la el, de îndată ce simți că o iei în altă direcție, cu atât mai repede vei avea parte de binecuvântarea dată de conștiența prezenței lui Hristos din tine și aceasta într-un mod mai constant și mai familiar. Când ești predat în întregime lui Dumnezeu, tot ceea ce faci este folositor, chiar dacă nu faci prea multe. Dăi lui Dumnezeu viitorul tău și nu încerca să deduci ce ți se va întâmpla. Când vrei să afli viitorul pe care Dumnezeu a ales să-l ascundă de noi toți, acest lucru arată necredința ta. Lasă viitorul în seama lui Dumnezeu. Cea mai bună pregătire este să mori față de voia ta proprie și să te predai pe tine însuți cu totul lui Dumnezeu. Duhul tău se va maturiza pe măsură ce devii mai puțin copleșit de propria ta natură. Ai fost obișnuit cu o viață plină de strădanie și de muncă nesfârșită, și crezi că aceasta este ceva normal. Vei fi surprins să vezi cât de simplă și de necomplicată este viața ta în Dumnezeu. Este suficient să privești la Dumnezeu cu credință, fără să încerci să explici trecutul sau să deduci viitorul. Dacă ceva te distrage de la el, atunci întoarce-te la el cât de rapid poți. Vei face un progres foarte mare dacă vei continua să te întorci la Dumnezeu. Acest lucru este mult mai bun decât toată supărarea pentru greșelile și eșecurile tale. Cât despre depresia ta, care își are originea în temperamentul tău melancolic, există lucruri naturale care te vor ajuta. O dietă bună și exercițiul fizic. Se poate că în mod regulat te lupți cu depresia, ca și cu o durere de cap, dar treci. Imaginația ta se scufundă în deznădejde adâncă. Dar voința, care trăiește prin credință și nu prin sentimente, te poate scoate la liman. Întrebarea nu este ce simți, ci ce vrei. Dacă există ceva ce ar putea să-ți lărgească Duhul și să te elibereze, acest ceva este predarea completă lui Dumnezeu nimic nu-ți va menține mintea liniștită, mulțumită și bucuroasă ca trăirea asemenea unui copil în brațele lui Dumnezeu. Hristos dorește să urmezi voia lui Dumnezeu și să o trăiești în momentul prezent. Dumnezeu nu a rânduit ca voia lui să te chinuie sau să te copleșească într-o măsură atât de mare încât să te uiți tot timpul la realizările tale. Când lucrul te împiedică să-L cauți pe Dumnezeu, E bine să-l vezi pe el, lucrând în tine chiar și atunci. Să-l vezi în toate lucrurile. Cântă tot timpul în lăuntrul tău cântările Sionului. Pentru că Sionul Ceresc este casa ta adevărată. Vorbește simplu, vesel și încrezător, cu libertatea curată pe care Dumnezeu o dă copiilor lui. Nu căuta niciodată pericolul. Așteaptă asigurarea liniștită că Dumnezeu va fi ajutorul și adăpostul tău. Chiar și treburile pe care Dumnezeu ți le-a cerut să le faci ar trebui împrejmuite neîncetat cu rugăciune și predare lăuntrică. Nu părăsi niciodată locul tău de odihnă lăuntrică, până când Dumnezeu însuși nu te cheamă afară. Atunci, el va ieși cu tine și, deși vei părea că pleci de la Dumnezeu, el te va purta la sânul lui. Dacă Dumnezeu dorește să te folosească, să faci lucrarea Lui printre oameni, predă-te atunci Lui. Nu te gândi la tine însuți. dă înapoi Lui Dumnezeu tot ceea ce El ți-a dat. Oricât de primejdioasă ar fi chemarea, tu umblă pur și simplu cu Dumnezeu și nu căuta puterea în tine. Tatăl tău este bun. Dacă Dumnezeu nu alege să te folosească astfel încât alții să recunoască aceasta, nu te forța să-i slujești pe alții. Liniștit, fă ceea ce stă înaintea ta. Nu dori, nici nu refuza nimic. Fie că oamenii te caută sau te resping, fie că te aprobă sau ți se împotrivesc, ce contează? Dumnezeu este cel pe care îl cauți, nu darurile lui și nici pe tine însuți. Isus spune, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă rămâi blând și smerit și vei cunoaște pacea și odihna lui Dumnezeu. Când îți dai seama că ești pe punctul de a face ceva rău, trebuie să te străduiești să eviți acest lucru. Dar dacă eșuezi și faci oricum ce este rău, atunci trebuie să porți cu curaj umilința pe care o simți când îți dai prima dată seama de rău, înainte de a-l face, trebuie să ai grijă să nu te împotrivești Duhului lui Dumnezeu, care te avertizează cu privire la pericol. Dacă îl ignori, el va deveni din ce în ce mai tăcut. Dacă vei continua să mergi pe acea cărare greșită, curând nu-l vei mai auzi deloc vorbind. Slăbiciunea ta omenească nu este nimic în comparație cu asurzirea voită la vocea Duhului Sfânt, care vorbește adânc în lăuntrul tău. Greșelile pe care le vezi numai după ce le-ai comis nu vor fi îndreptate de supărarea cu privire la ele. Din potrivă, nerăbdarea pe care o manifesti față de ele nu este decât mândria ta iritată, care asistă la propria ei cădere. Singurul lucru pe care îl poți face este să porți umilința pe care păcatele tale o aduc asupra ta. Să te împotrivești să fii umilit nu înseamnă umilire. Mâhnește-te din cauza greșelilor tale, pocăiește-te de ele, nu căuta nicio scuză pentru ele, dar nu deveni aspru sau descurajat cu privire la imperfecțiunile tale. Adesea, ceea ce tu dorești să-i dai lui Dumnezeu nu este ceea ce El îți cere. Ce dorește El de la tine este ceea ce iubești cel mai mult. El îl dorește pe Isaac al inimii tale, singurul fiu, prea iubitul. El dorește să-i predai tot ceea ce ți-e scump. Până când nu faci aceasta, nu vei avea nicio odihnă. Cine este cel care s-a împotrivit celui atotputernic și a rămas în pace? Vrei ca Dumnezeu să te binecuvinteze? Predăi lui totul și el va fi cu tine. Ce mângâiere! Ce libertate, ce putere, ce creștere când iubirea de sine nu mai stă între tine și Dumnezeu. Niciodată să nu fii descurajat de tine însuți. Nu atunci când îți observi greșelile ești cel mai rău. Niciodată nu-ți vezi greșelile cu adevărat până când ele nu încep să fie vindecate. Să nu te măgulești singur, dar nici să nu fii nerăbdător cu tine însuți. Deprimarea nu este umilință. De fapt, deprimarea este disperarea mândriei tale rănite. Greșelile îți pot folosi dacă te vindecă de încrederea zadarnică pe care o ai în tine însuți. Dumnezeu te lasă să-ți simți neputința numai ca să-ți poți căuta puterea în El. Nu acționa niciodată împotriva luminii din lăuntrul tău. Tu urmează-L pe Dumnezeu. Actele mărețe de virtute sunt rare, pentru că a rare ori sunt cerute. Când vine ocazia să faci ceva măreț, acel lucru are propria lui răsplată: încântarea, respectul câștigat din partea altora și mândria, care va însoți capacitatea ta de a face astfel de lucruri mărețe. Să faci lucruri mici care sunt mereu bune, fără a fi remarcate, este mult mai important. Aceste fapte mici îți corodează mândria, trândăvia, egocentrismul și natura ta exagerat de sensibilă. Este mult mai atrăgător să faci mari sacrificii pentru Dumnezeu, oricât de grele ar fi, astfel încât să poți face orice dorești. Cu micile decizii ale vieții. Credincioșia în lucrurile mici dovedește mai bine dragostea ta adevărată pentru Dumnezeu. Cărarea înceată, greoaie, este cea care contează, și nu o izbucnire trecătoare de entuziasm. Uneori, te agăți de fleacuri mai mult decât de lucrurile cu adevărat importante. Ar fi mai dureros să renunți la vreuna din distracțiile tale decât să dai o mare sumă de bani în scopuri caritabile. Ești mai ușor dus în rătăcire de lucrurile mici, pentru că ele par foarte inocente. Cu toate acestea, când Dumnezeu înlătură aceste lucruri mici, descoperi curând, datorită durerii cauzate de absența lor, cât de atașat ești de ele. Mai mult decât atât, dacă neglijezi lucrurile mici, îți vei supăra mereu familia, pe oamenii care lucrează pentru tine și pe oricine altcineva. Nimeni nu va crede că tu iubești pe Dumnezeu când comportamentul tău este neglijent în ce privește detaliile mici, importante. Dacă nu vrei să faci sacrificii mici, cum să credem că le poți face pe cele mari? La început, poate vei avea nevoie de curaj ca să te ocupi de lucrurile mici. S-ar putea să nu fie ușor acceptă dificultatea ca pe o disciplină a lui Dumnezeu, care îți va aduce pacea. Și apoi lucrurile vor fi mai simple. Știu că vorbesc foarte mult despre a fi total detașat de tine însuți și despre a iubi într-un mod complet lipsit de egoism întrucât acesta este un lucru foarte dificil de făcut, nu vreau să te simți vinovat când nu ești la înălțimea așteptărilor. Eșecurile nu te fac urât înaintea lui Dumnezeu. El îți vede simțămintele adânci. Este un proces îndelungat până să fii pe deplin mort față de egoismul tău. În multe lucruri pe care le faci, va exista o căutare a interesului propriu. Îți poți da seama când este implicat sinele tău cel vechi într-o situație, dacă se întâmplă să stea ceva în calea a ceea ce tu dorești, și atunci te superi sau te enervezi. Te agăți de tine însuți, fără să realizezi acest lucru, dar observă numai cum plângi când ceva îți este luat. Nu te ții în adins de scopurile tale rele, dar nici nu te uiți la ele prea atent, fiindu-ți frică de ceea ce ai putea descoperi. Dumnezeu dezvăluie o mie de lucruri în inima ta despre care ai jura că nu sunt acolo, dar El te va ajuta să lupți împotriva lor. Crezi că ar fi bine să-ți descoperi toate slăbiciunile dintr-o dată? Dumnezeu te scutește cu blândețe de această descoperire înfricoșătoare. El nu trimite foarte multă lumină prea repede. Vezi cât de minunat și de bun este Dumnezeu încât nu-ți cere să schimbi ceva pentru care el nu ți-a dat încă puterea de a schimba? Oamenii care își urmăresc cel mai mult greșelile sunt încă în întuneric cu privire la modalitatea de a renunța la anumite slăbiciuni. Dumnezeu rezervă această înțelepciune pentru o stare mai avansată. Fii credincios cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu, nu cu ceea ce nu ți-a dat. Dumnezeu îți va arăta, la timpul lui, tot ceea ce trebuie să știi. Între timp, el îți ascunde imperfecțiunile în spatele unui văl, ca nu cumva ele să te copleșească. Tu vrei cu nerăbdare să fii perfect, dar este mult mai bine să aștepți smerit sub mâna lui Dumnezeu. Suportă-te, fără să te condamni sau să te măgulești singur. Procesul va lucra o moarte mai profundă pentru propria ta natură decât perfecțiunea instantanee. Dumnezeu dorește să-ți încurajeze dependența de El. El îți dă lumină, la fel cum o mamă înțeleaptă îi dă copilului ei diverse sarcini de făcut. Nu ți este dată mai multă lumină până când o lucrare anume nu este terminată. Ai terminat tot ce a spus Dumnezeu înainte? Îți va da imediat o nouă lucrare, pentru că El nu te lasă niciodată să trândăvești. Dar dacă nu ai făcut ceea ce El ți-a cerut, nu-ți va arăta mai mult. Lasă-l pe Dumnezeu să lucreze în tine și fii fericit cu lumina pe care El ți-o dă. Fiecare nou dar al lui Dumnezeu e zidit pe cel anterior. Ori de câte ori vezi în tine sentimente de mândrie, sau simți că știi mai mult decât oricine altcineva, sau nu-ți pasă decât de tine însuți? Atunci trebuie să lași toate aceste atitudini să cadă ca pietrele în apă. Caută-l pe Dumnezeu și încetează orice altceva până când nu ești liniștit și predat lui din nou. Chiar dacă treburile sau imaginația ta exagerată de activă te împiedică să stai liniștit înaintea lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să te aduci înaintea lui și să cauți să fii liniștit. Căutarea de a fi liniștit și potolit înaintea lui Dumnezeu este în ea însăși o rugăciune care te dezbracă de propria voie și te păstrează flexibil în mâinile lui Dumnezeu. Nu te felicita singur când parcurgi câțiva pași spre Dumnezeu. În clipa când ești convertit, crezi că știi totul despre Dumnezeu renunți la viciile majore și ești gata să fii canonizat ca sfânt. Nu te judeci după standardul Evangheliei, ci după modul cum trăiai în trecut. Pe termen lung, această atitudine te va băga într-un bucluc mai mare decât ai comite un păcat strigător la cer. Un păcat strigător la cer ți-ar tulbura conștiința, dar faptul de a crede că ești într-o stare bună, când de fapt tu nu ești, îți va sufoca viața spirituală. Al sluji pe Dumnezeu nu este doar o chestiune de evitare a răului, ci și de învățare a binelui. Deci, nu-L iubi pe Dumnezeu numai un pic, crezând că asta e tot. Nu te poți aștepta să-ți trăiești viața cum vrei și apoi, când ai nevoie de ajutor, să mergi la Dumnezeu ca la o ultimă resursă. Oare înseamnă aceasta a-L iubi pe Dumnezeu? eu cred că înseamnă mai degrabă al mânia. Numai să citești Biblia, să mergi la biserică și să eviți marile păcate, este aceasta o dragoste fierbinte, totală pentru Dumnezeu? Tu nu ți aparții ție însuți, tu îi aparții lui Dumnezeu. Nu poți atenua Evanghelia ca să o adaptezi slăbiciunii tale. Vai de oricine încearcă să lărgească calea îngustă. Singurul mod de a-L iubi pe Dumnezeu este să-L iubești total. Ai lăsat orice altceva să te conducă, emoțiile tale, capricile altora, dorințele tale schimbătoare. Aruncă-te în mâna lui Dumnezeu și dă lui tot ceea ce ești. Lasă-i pe prietenii tăi să vină și să plece după cum voiesc. Dacă cineva spune ceva ca să te jicnească, atunci ignoră ceea ce a spus, fără să te mai gândești la acel lucru. Pe măsură ce aștepți mai puțin de la alții, vei învăța să fii mai bun și mai folositor pentru toată lumea. Ce aproape suntem unii de alții când suntem toți uniți cu Dumnezeu? Nu merg relațiile tale mai ușor când singurul cel este de a face voia lui Dumnezeu? Vrei să găsești prieteni adevărați? Caută-ți prietenii numai în Dumnezeu. El este sursa prieteniei adevărate și veșnice. Vrei să vorbești cu acești prieteni și să-i auzi? Atunci coboară-te în tăcere la pieptul lui Hristos, care este însăși viața tuturor celor care rostesc și trăiesc adevărul. În el vei găsi împlinirea fiecărei dorințe onorabile. În el este perfecțiunea, în comparație cu imperfecțiunea pe care o găsești în toate relațiile din afara lui. Trebuie să găsești un echilibru între renunțarea totală la relațiile sociale și petrecerea timpului vorbind altora despre Domnul. Trebuie să găsești o linie de mijloc potrivită între îngrijirea de propriile tale nevoi și îngrijirea de nevoile altora. Poți ajunge la acest echilibru luând în considerare câțiva factori. Ai nevoie de timp să-ți împrospătezi Duhul? Ești sănătos? Cât de mult timp ai la dispoziție? În ce direcție pare să te conducă Dumnezeu? Este foarte bine să ții cont de nevoile minții și ale trupului tău. Vezi apoi cum ți-ai putea folosi cel mai bine timpul rămas. Ce folos să stai cu o persoană căreia nu îi ești de niciun ajutor, când sunt alții pe care îi poți ajuta. Bineînțeles, dacă ai vreo obligație față de această persoană, din prietenie sau înrudire, atunci ar trebui să stai. Alminteri, tratează cu respect acea persoană și veziți de drum. Nu trebuie să-ți îngreuiezi singur lucrurile în numele Crucii. Dacă e cineva cu care nu te simți bine când trebuie să te ocupi de el, atunci nu faci aceasta decât dacă ești chemat. Să nu te izolezi, dar nici să nu fii sociabil din egocentrism. Fără îndoială că interesul propriu se va amesteca în decizia ta, însă fă pur și simplu ceea ce vezi că e cel mai bine. Pentru că ai fost atât de epuizat, cred că cel mai bine este să-ți rezervi cât mai mult timp posibil ca să te odihnești. Iubește mai mult și suferă mai puțin. Să vorbim astăzi despre greșelile în care îți permiți să cazi. Nu vorbesc despre păcate majore. Neascultarea voită de Dumnezeu în aspectele majore nu este de regulă o problemă cu care un creștin dedicat să se confrunte zilnic. Vorbesc despre a nu-ți reține un cuvânt aspru sau de a fi înadins arțăgos. Tu ai un anume control asupra acestor lucruri, dar îți permiți să faci ceea ce dorești. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, vei găsi lucruri cu atât mai mizerabile în inima ta. Acesta nu este un lucru negativ, Dumnezeu îngăduie aceasta ca să-ți pierzi încrederea în tine însuți. Vei fi realizat ceva progres când vei putea să te uiți la stricăciunea ta lăuntrică, fără tulburare sau descurajare și să te încrezi simplu în Dumnezeu. Dar trebuie să cauți să nu te lași atras în ispită. Sunt două resurse împotriva ispitei. Una, fii credincios Dumnezeului din lăuntrul tău. Evită tot ceea ce este de evitat. Bineînțeles că nu poți întotdeauna să eviți aceste situații, unele fiindu-ți aduse de Dumnezeu și nu-ți va face deloc bine să fugi de ele. A doua resursă este să te întorci la Dumnezeu când ești ispitit. Dacă descoperi că ai cedat în parte ispitei, atunci gonește direct înapoi la Dumnezeu. Urmează exemplul unui copil care își ascunde fața la pieptul mamei imediat ce vede ceva cel înspăimântă practică rămânerea în prezența lui Dumnezeu, astfel încât să poți răspunde neîntârziat la călăuzirea lui. Într-un fel, puțin este de făcut atunci când faci voia lui Dumnezeu. E adevărat că a nu reține nimic ci a dat totul lui Dumnezeu înseamnă a face destul de multe. Dragostea lui Dumnezeu cercetează locurile tainice din lăuntru, căutând orice îi se împotrivește. Pe de altă parte, creștinismul nu constă într-o mulțime de reguli, nici în abținerea de la orice plăcere. Doar predă lui Dumnezeu, fără nicio rezervă. Trăiește în momentul prezent. Lasă-L pe Dumnezeu să facă ceea ce consideră El potrivit, fără să îi te împotrivești și fii de acord cu El, fără să încerci să justifici ce dorești tu să faci. Ispitirea este o parte necesară a vieții creștine nu fi tulburat nici măcar de cea mai rușinoasă ispitire. Privește la Dumnezeu și trăiește neîncetat în prezența Lui. El îți va păzi piciorul de cădere. Fariseii erau reformatori religioși care îndeplineau fiecare frântură din lege. Religia lor exterioară te uluia, dar pe dinăuntru erau orbiți de propria lor auto-îndreptățire. Vameșii erau paria societății, adică disprețuiți și urâți de către toți. Isus spune o poveste despre un vameș și un fariseu. Vameșului este rușine de păcatul lui. Fariseul este mândru de virtutea lui. Dar Dumnezeu îl preferă pe păcătosul copleșit de ticăloșenia lui. Care se încrede numai în Dumnezeu. Fariseul se agață de ornamentele exterioare ale darurilor lui Dumnezeu. El le folosește ca să-și sprijine propria dreptate. Fariseul se admiră singur în oglinda iubirii de sine. Dar el singur se murdărește de fiecare dată când se uită în oglindă. Fariseii sunt mult mai des întâlniți decât crezi. Numeroși creștini caută să ducă vieți creștine bune, și sunt mândri de ei înșiși pentru aceasta. Poate că se roagă, plătesc zeciuiala și duc vieți morale, dar în lăuntru sunt atașați de propria lor abilitate de a trăi viața creștină. Tu ai o mândrie ascunsă, sau poate nu foarte ascunsă, legată de propria ta putere. Îți place să te vezi tare și bun și drept. Dar în cine te încrezi și la cine privești? La tine însuți. Trebuie să cunoști simțământul plăcut care vine din faptul de a fi într-o relație bună cu Dumnezeu. E nevoie să te golești de tine însuți, nu să te umpli. Urmează-l pe Dumnezeu cu ajutorul lămpii palide a credinței, nu cu ajutorul luminii propriei tale înțelegeri și capacități. Nu fi mândru de aparenta ta capacitate de a trăi viața creștină. Capacitatea ta de a face aceasta. Se va dovedi curând a fi o iluzie. Încrede-te numai în Dumnezeu. Îți dai seama că, de fapt, nu umbli prin credință atunci când ai nevoie să știi că faci bine? Evaluarea constantă este doar o preocupare cu tine însuți. Înseamnă aceasta a-l avea pe Domnul Isus Hristos ca punct central al vieții? Când simți că atenția ta este distrasă în alte direcții, întoarce-te la Dumnezeu. Nu vezi că introspecția constantă este în ea însăși o distragere a atenției? Cauți mângâiere în cugetarea asupra ta și în apărarea pe care ea o aduce egoului tău. Ți-e teamă că te rogi prost, dar cel mai bine te rogi atunci când nici nu realizezi măcar că te rogi. Vrei să te simți sprijinit și asigurat în modul în care îți practici credința. Adevărata credință înseamnă umblarea fără acel reazăm. Amintește-ți de Isus strigând pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dumnezeu își retrăsese prezența de la Isus, și aceasta a fost ultima lovitură pentru omul durerilor trăiește prin credință. Cu adevărat, nu înțelegi cât de mult a căzut omul dacă te aștepți la ceva bun de la el. Fi plin de o uimire sfântă că noua tulpină a lui Isus Hristos aduce roade bune în tine. Nu pune preț pe actele omenești de virtute. Ele sunt otrăvite cu îngânfare și cu încredere în sine. Există o idolatrie interioară care este mai rea decât cele mai scandaloase păcate. Lasă-l pe Dumnezeu să te smerească. Există tot felul de piedici în fața celor care îl caută pe Dumnezeu. Nu poți merge atât de repede cât ai vrea, pentru că defectele te opresc. Mândria ta, împreună cu tot bagajul pe care îl cară aceasta, te încetinește. Uneori crezi că mergi drept înainte, însă înșeli pe aici pe colo ca să păstrezi aparențele. În cel mai rău caz, crezi că ai renunțat cu adevărat la tot, când de fapt egoismul tău este intact. Acesta este probabil cel mai rău lucru dintre toate. Apoi te întorci și începi să judeci pe alții. Începi să te îndoiești de oamenii pe care, în ascuns, ești invidios. Invidia, ascunsă în labirinturile tale cele mai adânci, exagerează cele mai mici defecte ale altora. Apoi vin criticile mascate. Te autoamăgești ca să te autoîndreptățești. Se poate că Dumnezeu te scoate din egoismul tău pentru o vreme, dar încet revii la propriile interese. Aceasta este ceea ce mă îngrijorează îl implor pe Dumnezeu să săvârșească o moarte de plină a acestei naturi egoiste a mea. Ori voi trăi o viață plină de mizerie egoistă. Pot părea mai spiritual decât majoritatea oamenilor, dar în lăuntru Dumnezeu vede ipocrizia. Trebuie că aceasta îl mâhnește pe Dumnezeu, dar când mă va mâhni și pe mine suficient de mult încât să mă supun în întregime Lui? Când începi să vorbești despre creștinism în această lumină, când vorbești despre predare totală, oamenii te acuză că ești fanatic și dezechilibrat. Aceasta se întâmplă pentru că ei nu doresc să se lepede în întregime de propriile lor dorințe. Interesul propriu se ascunde sub un milion de măști iscusite. Inventăm la nesfârșit tot felul de scuze. Această luptă are loc în noi toți chiar și în cei ale căror inimi sunt îndreptate spre Dumnezeu, deoarece voința noastră este încă slabă. Chiar și ofensarea ta din cauza greșelilor altora este o mare greșeală. Nu-ți vezi propria netrebnicie? În mod sigur, ți-ar țintui auto la pământ. Toată omenirea, care te include și pe tine, este stricată, dar nu te descuraja. Dumnezeu îi pregătește pe slujitorii lui adevărați. Ei au defecte, dar Dumnezeu este la lucru în ei. Ajungi descurajat pentru că mintea ta hoinărește prea mult? La ce te aștepți? Tereza de Avila spune că imaginația este nebuna casei inventează scenarii smintite și te împiedică să mai fii conștient de Dumnezeu în momentul prezent. Mergi înainte, încetează să mai asculți toate poveștile de groază pe care ți le șoptește imaginația. Mergi înainte. Te întristezi pentru că îl cauți pe Dumnezeu și nu-i mai simți prezența atât de mult cât îți dorești. Te-ai obosit să te mai încrezi în Dumnezeu prin credință. Te-ai obosit să nu simți pământul tare sub picioare. Vrei să vezi înaintare. Faci o singură greșeală și cazi în depresie. Ce mândrie! Ce obsesie de sine! Iubește-l pe Dumnezeu și rămâi liniștit înaintea lui. Tu mai degrabă te autopedepsești și te agiți, decât să uiți de tine și să privești la Dumnezeu. Jelindu-ți slăbiciunea, nu te va face mai bun vei contribui doar la o stare de autocompătimire cea mai mică privire către Dumnezeu te va liniști mult mai mult în măsura în care ai de a face cu o depresie naturală care vine din cauze fizice înduro pur și simplu în pace fixează-ți ochii asupra lui Dumnezeu fă ceea ce ți arată el să faci dacă el are nevoie de tine foarte bine dacă nu atunci trăiește înaintea lui în pace. Cât despre a fi dezamăgit de alții, trebuie să înveți să nu aștepți prea mult de la oameni. Este singura cale de evitare a dezamăgirii. Trebuie să iei fructul pe care îl rodește un pom, dar amintește-ți că unii pomi nu prezintă decât frunze și omizi. Dumnezeu are o măsură infinită de răbdare cu tine, așa cum are cu toți oamenii. El nu este nici măcar dezgustat de împotrivirea lor față de el. Caută să urmezi exemplul răbdării și îndurării lui. Numai imperfecțiunea este deranjată de ceea ce este imperfect. Cu cât vei deveni un creștin tot mai matur, cu atât mai răbdător vei fi față de defectele altora. Când depresia te apasă, există două lucruri care te-ar putea ajuta. Primul, Alină-ți tristețea cu mijloacele pe care ți le dă Dumnezeu. Nu te supraîncărca cu lucruri dificile. Păzește-ți puterea minții, precum și puterea trupului. Nu lua asupra ta mai mult decât poate purta curajul tău. Pune timp deoparte ca să fii cu Dumnezeu, ca să citești și ca să porți conversații bune. Fă-ți timp pentru o recreere inofensivă care îți va relaxa mintea și trupul. În al doilea rând, suportă în pace toate simțămintele de tristețe care rămân încă cu tine și după ce ai făcut toate aceste lucruri ca să te ajuți singur. Nu te lupta cu ele și ele vor pleca la timpul cuvenit. Este ceva firesc să dorești să ai un prieten bun pe care să-l admiri și care să-ți placă. Este o plăcere deosebită în viață să ai prieteni, dar prieteniile pot fi pline de primejdii, mai ales dacă trăiești într-o comunitate cu un cerc închis de oameni. Ca mădular al trupului lui Hristos, tu nu-ți mai aparții ție însuți. Într-un grup care se întâlnește ca să-L onoreze pe Domnul Isus trebuie să te păzești să formezi prietenii speciale. Acestea vor duce la clici sau la spirit de partidă. Uneori, când cineva care îți place a fost rănit, devii implicat emoțional și preiei jignirea lui. Aceasta va duce la dezbinare într-o casă mai repede decât orice altceva. Curând, complotezi și trâncănești în ascuns și un simțământ de discordie pătrunde întreaga poveste. Bineînțeles că ți se pare că nu ai nicio vină și insiști că tu doar susții ceea ce este drept. Alții care asistă la aceasta sunt și ei vătămați. Tu le dai un exemplu rău și, de obicei, îi forțezi să ia o poziție sau alta. Peste toate acestea, mai vreau doar să-ți spun că gelozia intervine între doi oameni care sunt devotați aceluiași prieten. Fiecăruia îi este teamă că celălalt va fi preferat. Și ce probleme generează acest lucru? Mai mult decât atât, când ai un prieten special sau favorit, preferința ta pune acea persoană într-o poziție dificilă. O persoană care este iubită de o alta face adeseori întreaga comunitate să fie geloasă sau critică. Oamenii fie doresc să intre și ei într-o prietenie specială. Fie sunt critici față de felul cum cred că este acea persoană. Adesea apar suspiciuni și judecăți greșite. Toată lumea este prinsă în a privi mai degrabă la cineva decât la Isus. În final, îți faci rău ție însuți. Poți fi atât de preocupat cu alții, încât să pierzi din vedere Domnia lui Isus din viața ta. Petreci mai puțin timp singur cu el. Te gândești la prietenii tăi și îl neglijezi pe Domnul. Dacă spui: Pot ține sub control această relație? Ai grijă! Încearcă să nu selectezi oamenii pe care să-i iubești. Iubește în egală măsură pe toți cei pe care îți cere Dumnezeu să-i iubești. Dacă știi că ești prea prins de o prietenie anume, încearcă să te lecuiești puțin câte puțin. Privește-i pe toți oamenii așa cum sunt cu punctele lor bune și rele. Așa nu-i vei mai romantiza. Ce obține natura sinelui tău din aceste atașamente nesănătoase? Iată un lucru pe care ar trebui să-l analizezi. Iubește-ți prietenii în și pentru Dumnezeu, iar nu pentru ceea ce-ți oferă ei. Nu fi atât de egoist. A uita de tine însuți nu înseamnă a uita să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru darurile lui. Nici nu înseamnă să nu te gândești niciodată la nimic ce are de-a face cu tine. Înseamnă să nu faci din tine centrul lumii tale. Când uiți de tine însuți în mod deliberat, nu mai cauți totul pentru tine însuți. Un țăran sărman, care n-a fost niciodată plecat mai departe de satul lui, știe doar în parte cât de sărac este. Dar dul într-un palat și va începe atunci să capete o perspectivă asupra stării lui. La fel este cu tine și Dumnezeu. Poți auzi tot felul de predici despre deșertăciunea bogățiilor, etc. Dar adevărul acela nu pătrunde în lăuntrul tău până când Dumnezeu însuși nu face să strălucească lumina lui în duhul tău. Atunci vei vedea cât de departe ești de el în caracter. Cu toate că ținta ta este să-l iubești pe Dumnezeu doar pentru El însuși și numai de dragul Lui, trebuie să realizezi că este aproape imposibil în această viață să-l iubești pe Dumnezeu cu o totală lipsă de egoism. Dumnezeu trebuie să facă acea lucrare miraculoasă în tine și ea necesită timp îndelungat. El, Îți va da o dragoste din ce în ce mai curată pe măsură ce înaintezi pe cale. Dar aceasta e ceva ce depinde de el. Preferi să vezi darurile lui Dumnezeu lucrând mai degrabă în tine decât în alții? Aceasta înseamnă atașament de sine. Crezi că exagerez când îți povestesc cât de departe va merge Dumnezeu ca să te dezbrace de egoism? El te va urmări asidu până când vei fi cu desăvârșire curat. Nu există nimic la fel de gelos, de serios și de sensibil ca dragostea lui pură. Dumnezeu va îndepărta de la persoana pe care o curățește lucruri pe care o persoană obișnuită consideră necesar să le aibă dar vreau să înțelegi că Dumnezeu nu conduce pe toată lumea în felul acesta în viață. Sunt numeroși credincioși pe care el îi lasă cu un anumit grad de interes propriu. Acestora le aduc mângâiere, binecuvântările și darurile pe care Dumnezeu li le dă. Ar fi periculos să ia de la ei aceste mângâieri. Astfel de oameni îl slăvesc pe Dumnezeu pentru bunătatea lui. Ei câștigă din ceea ce le dă Dumnezeu și îi mulțumesc lui pentru aceasta. Dar unii sunt chemați să meargă dincolo de acest punct și să caute numai slava lui Dumnezeu, așa cum a făcut Isus. Nu trebuie să privești de sus pe cineva care nu este chemat să umble în felul în care ești tu chemat. Dumnezeu face ceea ce dorește cu fiecare în parte. Nu dori să scapi dacă Dumnezeu te cheamă mai departe și nu căuta să știi mai mult dacă El nu ți arată. Chiar crezi că ești mărinimos și că te îngrijești de prietenii tăi mai mult decât de tine însuți? Vrei să te vezi pe tine însuți drept o persoană neegoistă, care îi iubește în mod gerfitor pe alții. Acest mod de gândire te va otrăvi încet, pentru că te lasă să crezi că tu ești într-o stare mai bună decât acei oameni slabi care încă trăiesc pentru ei înșiși. Nu cauți să te folosești de prietenii tăi, dar speri că ei vor fi fermecați de ceea ce faci tu pentru ei. Bineînțeles că îți vor spune că ești minunat și că nu ai nicio iubire de tine însuți. Și ce ar putea fi mai plăcut pentru iubirea de sine decât să fi lăudat că nu ai așa ceva? Iubirea de tine însuți a devenit doar mai iscusită și mai rafinată. Încetează să te mai păcălești singur. Vrei să o demaști? Critico! Iubirea de sine dorește să fie apreciată de oamenii spirituali. Vrei să pari interesant și neegoist? Dar, bineînțeles, că nu-ți permiți să gândești aceasta în mod deschis. Pe măsură ce îi înșeli pe alții, te înșeli și pe tine însuți. Începi să crezi iluzia pe care singur o creezi. Numai Dumnezeu te poate ajuta. Știu că ai multe întrebări. Este ușor să vezi necesitatea renunțării la lucrurile care sunt în mod evident rele, dar cât de greu. Este să renunți la lucrurile pe care oamenii le văd ca fiind bune. Belșugul cinstit, un stil de viață prosper sau o reputație bună. Aceste lucruri nu sunt rele, dar relația ta cu ele trebuie să fie serios tratată. Un administrator bun folosește numai lucrurile de care are nevoie. Un creștin trebuie să renunțe la toate lucrurile, astfel încât acestea să nu-l distrugă. Trebuie să renunți la cei pe care iubești cel mai mult, familia și prietenii tăi, și să fii gata să-i pierzi, dacă Dumnezeu dorește să-i ia. Nu căuta niciodată să-ți găsești o dignă adevărată a inimii în ei, căci atunci vei experimenta gelozia lui Dumnezeu. Dumnezeu respinge o mireasă care se împarte între mirele ei și un străin. Oamenilor lumești le vine greu să nu se preocupe de trupul lor. Ei își fac griji de felul cum arată, de faptul că îmbătrânesc și fac riduri, dar creștinii pot deveni mândri de faptul că nu sunt preocupați de trupurile lor și că se jerfesc. Când te trezești că acționezi după capul tău și că ești nerăbdător cu alții, revin la Dumnezeu și stai liniștit înaintea Lui, cu o inimă umilă. Dacă faci o greșeală, mergi mai departe. Mândriei tale nu-i place să facă greșeli. Durerea și stingereala pe care le resimți în urma greșelilor tale îți vor face bine. Urmează întotdeauna călăuzirea lui Dumnezeu. Când El îți dă semnalul, riscă totul și urmează-l. Nimic nu este mai teribil ca împotrivirea lăuntrică față de Dumnezeu. Dacă îl întristezi pe Duhul Sfânt, unde te va duce aceasta, prietene? Dumnezeu se va retrage de la tine și te va lăsa de capul tău, iar tu, învârtindu-te în cerc, poți mult timp nici să nu observi acest lucru. Dumnezeu ți-a dat simplitate și sinceritate. Lasă-L să zidească pe această temelie. A fi simplu este o virtute extraordinară. Prin simplu nu înțeleg încet din punct de vedere mental sau retardat în sentimente, ci direct și liber înaintea lui Dumnezeu. Simplitatea este greu de definit, dar așa cum spune Thomas Akempis în Imitația lui Hristos, este mai bine să o practici decât să știi cum să o definești. Simplitatea Elimină toate atitudinile inutile. Sinceritatea nu este același lucru. Sunt mulți oameni care sunt sinceri, fără să fie simpli. Ei spun numai ceea ce consideră adevărat, dar cercetează totdeauna totul și compară cuvintele între ele. Ceilalți oameni sunt stingeriți în preajma lor și nici ei, la rândul lor, nu sunt degajați cu oamenii. Nimic nu este liber, ușor sau spontan în cazul lor. Sunt de preferat oamenii imperfecți, care sunt mai puțin ordonați, decât sufletele stricte și legaliste. Noi așa vedem lucrurile, și Dumnezeu, cred eu, le privește în același fel. Oamenii lumii sunt prea mult preocupați unii de alții. Dar persoana religioasă, care crede în dreptatea proprie, este prea mult preocupată de ea însăși. Una este fascinată de înfățișarea exterioară, cealaltă, este fascinată de cea interioară. Simplitatea croiește o cale armonioasă prin mijlocul a toate acestea. O persoană cu adevărat simplă începe să reflecteze mai puțin la sine și mai mult la Dumnezeu. Dumnezeu dorește să privești la el în mod natural, fără neliniște sau reținere. Predăte lui Dumnezeu puțin câte puțin și simplitatea se va dezvolta în duhul tău. Trebuie, de asemenea, să lași ca neodihna ta să fie tratată. Chiar și ardoarea să-i slujești lui Dumnezeu trebuie tratată. Sper că acest gând te va ajuta să te domolești, fără să devii total pasivă. Ardoarea ta exagerată distruge chiar și lucrurile bune pe care le faci și te învrăjbește față de Duhul pașnic al lui Dumnezeu. Cerei lui Dumnezeu să te facă simplă. Cât privește felul cum ar trebui să te îmbraci, ia în considerare opinia soțului tău. Dacă el nu dorește să cheltuiești foarte mulți bani, date fiind datoriile familiei, atunci ar trebui să fii chipzuită în alegerile tale. Dacă el vrea să fie îmbrăcată la modă, fă acest lucru cu bun simț. Dacă el nu are preferințe, atunci eu ți-aș sugera cumpătarea. Pentru că ești înclinată spre extreme. Măreția în vestimentație nu face decât să-ți încânte mândria. Dar și a te îmbrăca într-un mod prea conservator și nenatural, poate să-ți încânte mândria religioasă. Vestimentația simplă te va ajuta să te simți o persoană obișnuită. Mi s-a spus că obișnuiai să te îmbraci ca o călugăriță. Aceasta era doar multă aparență și prea puțină realitate. Îmbrăcămintea cumpătată o va costa mult pe mândria ta. Oricine umblă aproape de Dumnezeu, știe că umilința este temelia pe care îți zidești viața spirituală. Adevărata umilință provine din căutarea intereselor lui Dumnezeu înaintea celor proprii. Umilința înseamnă să nu mai trăiești deloc pentru tine însuți, ci să lași pe Isus Hristos să-și trăiască viața lui în tine. Tu încerci întotdeauna să fii ceva sau să fii remarcat pentru spiritualitatea ta. Sunt o mulțime de oameni care au o spiritualitate exterioară. Dar, lăuntric, ei încă se gândesc prea mult la ei înșiși. Oamenii care cred că se umilesc au o părere prea bună despre ei înșiși. Ei consideră că le fac celorlalți un favor prin aceea că se coboară la nivelul lor. Adevărata umilință nu este așa. Știu că sună incredibil, dar o persoană cu adevărat umilă este mulțumită în toate situațiile. Nu ține socoteală dacă este lăudată sau blamată, și nu cântărește mereu dacă ceea ce îi se spune sau ceea ce se spune despre ea este în avantajul ei. O persoană simplă se lasă să fie condusă de Domnul Isus. Deci, dă-ți drumul din propriile mâini cu curaj. Fie că Dumnezeu te înalță sau te lasă să rămâi necunoscut, gloria este toată, Mereu a lui. Spune la fel cum a spus Maria: Cel puternic a făcut lucruri mari pentru mine, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Nu te îngrijora cu privire la viitor. Îngrijorarea oprește lucrarea harului în lăuntrul tău. Când Dumnezeu îți dă mângâiere, bucură-te de ea. Privește la El neîncetat. Bucură-te de resursele pe care ți le dă El zi după zi, la fel cum primeau și israeliții mana. Nu încerca să strângi nimic. Există două lucruri specifice umblării prin credință. Credința îl recunoaște pe Dumnezeu în spatele tuturor circumstanțelor care încearcă să-l ascundă. Credința te ține totodată într-o stare de incertitudine. Vreau să realizezi faptul că tot mereu te vei simți suspendat în aer și nelăsat să calci pe pământ tare. Mânghierea pe care o capeți în momentul de față va fi total inadecvată pentru următorul moment. Lasă-l pe Dumnezeu să acționeze în viața ta în orice fel alege el tot ceea ce trebuie să faci este să fii credincios față de ceea ce așteaptă El de la tine. Dumnezeu dorește să depinzi de El, clipă de clipă. Întunericul și incertitudinea cărării vieții tale trebuie să te facă să te odihnești liniștit în El, să te încrezi în El. Chiar și atunci când nu vezi unde te duce, este o moarte adevărată. Este o moarte tăcută care nu e însoțită de fanfară. Faptul de a muri față de tine însuți va fi resimțit ca o ardere înceată. Sfârșitul vine în tăcere, în mod tainic, încât adesea este tot atât de ascuns de tine cât este și de cei care știu prin ce treci. Când Dumnezeu ia lucruri de la tine, El știe cum și când să le înlocuiască ți le poate da înapoi el însuși sau prin intermediul altora. El poate scoate copii și din pietre. Așadar, mănâncă-ți pâinea zilnică fără să te mai gândești la mâine. Ajunge zilei necazul ei. Matei 6,34 Ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Cel care te hrănește astăzi este același care te va hrăni și mâine mana va cădea din cer în mijlocul deșertului, înainte să se aștepte copiii lui Dumnezeu la vreun lucru bun. Nu mă surprinde să aud că impresiile tale legate de moarte devin din ce în ce mai clare pe măsură ce îmbătrânești și devii mai neputincios. Experimentez și eu același lucru. E o vârstă când începi să te gândești la moarte mai des, chiar în mod irezistibil. Dumnezeu se folosește de acest prilej ca să te lase să-ți simți slăbiciunea și lipsa curajului și să te țină smerit în mâinile Lui. Nimic nu este mai umilitor ca o imaginație care scapă de sub control. Odată ce imaginația începe să se învârtească, este foarte greu să ai încredere în Dumnezeu. Aici e cuptorul umilinței, unde inima îți este curățită prin sentimentul neputinței și al nevredniciei. Înaintea lui, niciun om nu este îndreptățit. Psalmul 143:2. Continuă să umbli smerit cu Dumnezeu fără oprire. Dacă ți se arată ceva ce trebuie corectat, atunci fă pur și simplu aceasta, fără a deveni legalist cu privire la lucrul respectiv. Rămâi în pace, nu asculta de vocea iubirii de sine, și nici nu boci sfârșitul apropiat al naturii lui tău. Adu-te pe tine însuți, jerfă lui Dumnezeu, fără să te plângi. Sfântul Ambrozie, pe moarte fiind, a fost întrebat dacă îi era teamă de judecata lui Dumnezeu. Avem un stăpân bun, a răspuns el. Ține minte aceasta. Pricepi că trebuie să mori cu incertitudinea adâncă a faptului că tu, într-adevăr, nu te vezi în mod complet așa cum ești și nici nu-ți cunoști caracterul așa cum ți-l cunoaște Dumnezeu? Până când nu vei sta înaintea lui, nu știi exact ce-ți va spune Dumnezeu. Augustin spunea că n-ai nevoie să ai ceva să-i oferi lui Dumnezeu în afara ticăloșiei tale și andurării lui. Ticăloșia ta... Este cea pentru care există îndurarea lui. În ceasul cel mai întunecat de tristețe, citește orice îți întărește încrederea în Dumnezeu. roagă pentru o inimă curată. Fără îndoială că El va turna mila lui peste slăbiciunile tale. Vreau să găsești pacea lăuntrică. Pacea nu poate fi găsită decât cu o inimă smerită. Iar o inimă smerită. Nu este ceva ce poți avea în mod magic. Blândețea inimii este un dar de la Dumnezeu, de fiecare dată când o experimentezi. Momentul perfect de a da dovadă de o inimă umilă este atunci când cineva te dezaprobă sau când treci prin ispitiri și slăbiciuni lăuntrice. Învață să te obișnuiești cu amândouă aceste încercări. Ele fac parte din viață poți face progrese spre umilință când nu mai ești surprins dacă e să te mustre cineva, iar tu nu dorești să fii mustrat. Poți vedea chiar că mustrarea este dreaptă, dar nu ești capabil sau dispus să îndrepți răul. Aceasta duce la disperare și depresie, pentru că atunci nu te aștepți ca Dumnezeu să te ajute. Uneori, mustrările, chiar cele dure, par să fie mai puțin decât ai merita și când nu le primești bucuros, te condamni singur că ești prea sensibil. Însă sensibilitatea ta arată că mai este încă ceva viu în tine, de care nu te-ai lepădat. Îmi pare rău dacă ți-am vorbit prea dur, să nu te îndoiești de dragostea mea pentru tine. Nu pune preț pe ceea ce-ți spun. Să vezi însă mâna lui Dumnezeu care se folosește de stângăcia mea ca să-ți aplice o lovitură dureroasă. Durerea dovedește că eu am atins un punct sensibil. predă lui Dumnezeu și căilor lui și curând vei avea o dihnă în lăuntrul tău. Tu dai acest sfat altora, ial și pentru tine însuți. Ce har va veni peste tine dacă primești toate situațiile pe care le folosește Dumnezeu ca să te umilească și să te despartă de tine însuți? Mă rog ca El să te micșoreze într-atât, încât să nu mai poți fi găsit deloc. Tu vrei să fii perfect. Este aceasta singura cale pe care poți afla pacea? Adevărata pace vine atunci când îți vezi propriile defecte, defecte care nu sunt nici ascunse, nici tolerate, și admiți întru totul că ești rău. Când vei face aceasta, vei învăța să accepti că ești foarte fragil și slab. Vei face un progres către încrederea în Dumnezeu, pur și simplu doar pentru că nu te mai încrezi în tine deloc. Vei găsi pacea lui Dumnezeu numai atunci când vei renunța la egoismul tău. Când tot ceea ce dorești este gloria lui Dumnezeu și voia sa, vei cunoaște pacea cât un ocean de adâncă. Nimic nu poate tulbura acea pace decât păstrarea pentru tine a unei părți din inima ta. De frică. Faptul de a fi nehotărât îți va aduce tot felul de necazuri. Mintea ta va încerca să te învârtească în cercuri. Defectele proprii te pot deranja mai mult decât te deranjează defectele altora, pentru că Dumnezeu cere să te jerfești pe tine însuți ca să te ocupi de ele. Fii credincios luminii pe care ți-o dă Dumnezeu. Ai un trecut în care ai fost prea legalist și standardele tale nerealiste te vor copleși dacă nu veghezi. Fă doar ceea ce ți arată Dumnezeu să faci, nimic mai mult. Nici de cum să nu cauți să trezești îndoieli în tine însuți, punându-ți mereu întrebări. Dacă ai vreo îndoială reală, a doua la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți cere ceva, ascultă-L. Dacă El îți arată ceva ce urmează să-ți ceară, atunci folosește acel discernământ ca să te pregătești pentru sacrificiu, în loc să te necăjești cu privire la lucrul respectiv. Urmează-L pe Dumnezeu în pace și ignoră toate argumentele pe care le formulează mintea ta. Supune-te lui Dumnezeu și dă-ți toate silințele să faci bine ceea ce trebuie. În momentul când nimic nu mai contează pentru tine decât voia lui Dumnezeu, vei descoperi că fiecare piedică este dată la o parte. Aruncă ideile tale pământești și te vei scuti de multă durere. Nimic nu mă face mai fericit decât să te văd liniștit și simplu. Nu este aceasta o stare cerească? Știu că nu ai nicio bucurie mare și că ai parte într-adevăr de oarecare durere. Slavă lui Dumnezeu că nu ai nevoie de prima, iar pe cea din urmă o primești cu o inimă recunoscătoare. Armonia lăuntrică, ivită din moartea iubirii de Sine, generează o bucurie mai mare decât orice încântare pământească. Trăiește în paradisul tău pământesc, și nu fi ispitit să-l părăsești ca să experimentezi binele și răul. Niciodată nu ești singur când te afli în prezența unui singur prieten loial. Niciodată nu ești părăsit când Dumnezeu te poartă în brațele Lui atotputernice. Toată mângâierea vine de la Dumnezeu, iar canalul pe care El îl folosește nu face să fie nici mai mare, nici mai mică. Iar dacă această mângâiere izvorăște din lăuntrul inimii tale, nu mai ai nevoie de nicio persoană creată cum poți să regreta că vocile profeților Vechiului Testament au încetat, când tu ai capacitatea să auzi vocea lui Dumnezeu în lăuntrul propriului tău Duh. Dumnezeu este prietenul tău adevărat și El îți va da întotdeauna sfatul și ajutorul de care ai nevoie nu te împotrivi lui. Învață să-l asculți în tăcere, astfel încât să nu-ți scape niciun cuvânt din ceea ce îți spune el. Știi foarte multe despre tăcerea exterioară, dar puține despre tăcerea lăuntrică. Trebuie să practici liniștirea imaginației tale agitate. Încetează să mai dai ascultare minții tale neînnoite și genului de logică pe care o are aceasta obișnuiește-te să vii la Dumnezeu și să-i ceri ajutorul când El îți cere ceva ce îți este teamă să-i dai. Sensibilitatea ta față de cele mai mărunte chestiuni arată cât de mare nevoie ai de Dumnezeu ca să te detașeze de lucrurile lumii. Faci un progres important când începi să-i dai lui Dumnezeu toate atitudinile copilărești pe care le ai, și îl lași pe el să se ocupe de problemele mărunte ale vieții tale. Nu e nevoie să faci mare paradă de spiritualitate, doar să lași pe Dumnezeu să lucreze la aspectele vieții tale de zi cu zi. Te poți lepăda de tine însuți în decursul vieții tale de zi cu zi. Nu e nevoie să pleci în deșert sau pe vreun munte înalt ca să fii spiritual. Tot ceea ce așteaptă Dumnezeu de la tine este să-i dai lui ceea ce el îți poruncește. Ca să faci aceasta, trebuie să veghezi și să te rogi. Dezvoltă-ți încrederea în Dumnezeu, nu orgoliul tău, ori curiozitatea sau natura ta leneșă. Să devii perfect nu înseamnă să devii plictisitor și rigid așa cum crezi tu ceea ce se cere este să fii total devotat lui Dumnezeu din adâncurile inimii tale când ești total predat lui atunci tot ceea ce faci pentru el devine ușor cei care sunt în întregime ai lui Dumnezeu sunt întotdeauna mulțumiți pentru că ei doresc numai ceea ce dorește Dumnezeu Renunțând la lucrurile care nu-i plac lui Dumnezeu, vei descoperi că ești de o sută de ori mai fericit. Vei avea o conștiință curată, o inimă liberă, vei cunoaște dulceața abandonării în mâna lui Dumnezeu și bucuria de a vedea lumina crescând în Duhul tău. Pe deasupra la toate acestea, vei fi eliberat de tirania nemiloasă a fricilor tale și de dorințele rele din lume. Se poate că renunți la lucruri, dar faci aceasta pentru cel pe care îl iubești cel mai mult. Se poate că suferi, dar vei fi mereu susținut în mod tainic din lăuntrul tău și vei spune un neîncetat da la tot ceea ce e nevoie să facă Dumnezeu ca să te transforme după chipul său. Dumnezeu dorește să fie o singură voință între voi doi. Lasă-te modelat de mâinile Lui, Îți este teamă să-i predai lui Dumnezeu voința ta? Ce binecuvântat vei fi să te arunci în brațele celui care este părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. Ce greșeală să-ți fie frică să te dai pe tine însuți prea mult lui Dumnezeu. Nu înseamnă decât că ți-e teamă să fii prea fericit, să găsești prea multă mângâiere în dragostea lui Dumnezeu, să porți crucea în viața ta prea vitejește lasă lucrurile pământești din mâna ta ca să-i poți aparține în întregime lui Dumnezeu. Nu e nevoie să renunți la toate cu desăvârșire. Când deja îți trăiești viața înaintea lui Dumnezeu, echilibrată prin disciplină, tot de ce ai nevoie este să lași dragostea lui să te conducă și să te motiveze din lăuntru. După convertire, situația ta în viață se poate să nu se schimbe, deși tu ți-ai fi dorit aceasta slujește-i lui Dumnezeu în locul în care te-a pus El. Atunci, în loc să fii ros de mândrie și de patimă, vei trăi liber, curajos și încrezător. Vei descoperi că te poți încrede în Dumnezeu și vei aștepta cu bucurie veșnicia, făcându-ți încercările actuale mai ușor de suportat. Când fericirea pământească se face nevăzută, dragostea lui Dumnezeu îți va da aripi să zbori la pieptul lui, dincolo de toate necazurile și grijile tale. Pacea lăuntrică vine odată cu predarea absolută voii lui Dumnezeu. Trebuie să ajungi la o liniște simplă a Duhului, pe care o obții consacrând lui Dumnezeu toate lucrurile și având răbdare cu aproapele tău. Învață să accepti sfatul cu umilință și onestitate. Acest lucru te va ajuta să ajungi mai aproape de Dumnezeu. Motivul pentru care te simți atât de agitat este acela că nu accepti tot ce ți se întâmplă cu încredere totală în Dumnezeu. Pune totul în mâna lui și adu-te pe tine însuți ca jerfă. În momentul în care încetezi să mai dorești ca lucrurile să fie așa cum vrei tu, te vei elibera de foarte multă supărare și îngrijorare. Nu va trebui să ascunzi nimic, nici să inventezi scuze pentru ceva. Până când nu vei atinge acest punct al predării, viața îți va fi plină de încurcături și necazuri. Aptitudinile tale te vor tortura, idealurile tale religioase te vor condamna. Dăi, deci, lui Dumnezeu inima ta întreagă și vei găsi pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dumnezeul meu, vreau să mă predau ție. Dă-mi curajul să fac aceasta. Duhul meu, din lăuntrul meu, tânjește după tine. Întărește-mi voința. ia -mă. Dacă eu nu am puterea să-ți dau totul, atunci atrage-mă cu dulceața dragostei tale. Doamne, cui aparțin eu, dacă nu ție? Ce îngrozitor să mi-aparțin mie însumi și patimilor mele! Ajută-mă să-mi găsesc toată fericirea în tine, căci nu există fericire în afara ta. De ce-mi este frică să mă smulg din lanțurile mele? Oare lucrurile acestei lumi înseamnă mai mult pentru mine decât înseamni tu? Îmi este teamă să mă predau ție? Ce greșeală! Și nici măcar nu sunt eu cel care mă dăruiesc ție, ci tu ești cel care dorești să te dăruiești pe tine însuți mie. I-am inima. Ce bucurie să fiu cu tine, să fiu liniștit ca să pot auzi vocea ta. Hrănește-mă și învață-mă din profunzimile tale. O, Dumnezeule, numai Tu mă faci să te iubesc. De ce m-aș teme să-ți dau ție totul și să mă apropii de tine? Să fiu lăsat lumii este mai înfricoșător decât aceasta. Mila ta poate birui orice obstacol. Eu sunt nevrednic de tine, dar pot deveni un miracol al harului tău. În împotrivirea față de Dumnezeu, niciodată nu este pace. Marto, marto. Pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Luca 10, versetul 41 și 42. Singurul lucru este să te încrezi total în Dumnezeu, ca un copil. Ceva se întâmplă și tu te superi. Ești clătinat cu ușurință din încrederea ta în Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu nu deține controlul? Crezi că lui nu-i pasă? Cu cât ai mai puține lucruri de care să te cramponezi, cu atât vei fi mai fericit. Mintea ta, prin faptul că stăruiește asupra gândurilor și raționamentelor ei, te va tortura. Dacă nu-L poți vedea pe Dumnezeu dincolo de oameni, vei întâmpina multă tulburare. Recunoaște că Dumnezeu te iubește. El aleargă ca un păstor care se ostenește ca să-și găsească mielul rătăcit. Domnul Iisus însuși s-a supus lui Dumnezeu până la moarte. Odihnește-te în mâinile lui Dumnezeu. Viitorul este al lui Dumnezeu. Trăiește cu Dumnezeu în momentul prezent. Trăiește-ți viața zilnică în prezența lui Dumnezeu. El îți va da tot de ce ai nevoie. Toate sunt pentru Dumnezeu și pentru scopul lui. Bineînțeles că el dorește să fi fericit, dar nu acesta este celul lui suprem. Slava lui Dumnezeu și scopul lui reprezintă celul tuturor lucrurilor. Caută și descoperă, deci, Scopul veșnic al lui Dumnezeu și intră în armonie cu el. Acolo vei găsi fericire și mântuire, dar nu ca un scop în sine. Totul este pentru Dumnezeu. Nu mulți sunt oamenii care să poată măcar să se gândească ca ei să fie cu totul pentru Dumnezeu și nu pentru ei înșiși. Dar aceasta este chemarea cea mai înaltă. Pentru că vrei să trăiești pentru propriile tale interese este greu să auzi sau să înțelegi aceasta. Și este dificil să convingi o persoană modernă că Dumnezeu este celul ei final și toate lucrurile din viață ar trebui să-i aparțină lui Dumnezeu și să fie pentru Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că tu nu te poți bucura de libertatea ta în Dumnezeu. Trebuie pur și simplu să dorești împlinirea scopului lui Dumnezeu mai mult decât orice altceva în univers. Tu îi aparții lui Dumnezeu. Ai fost făcut pentru El. Instinctele tale naturale îți spun să-ți protejezi viața și să ai grijă de tine însuți. Nu este nimic rău în aceasta, dar poți trăi pe baza unui instinct mai profund din lăuntrul Duhului tău, care trește numai pentru slava lui Dumnezeu. Unii oameni îl iubesc pe Dumnezeu pentru că în bunătatea lui și-a întins mâna ca să-i mântuiască. Dar poți experimenta dragostea pentru Dumnezeu chiar dacă El nu și-ar fi întins niciodată mâna ca să te mântuiască, cu toate că aceasta este o supoziție imposibilă. Poți să-L iubești pe Dumnezeu pur și simplu pentru cine este El, iar nu pentru ceea ce face El pentru tine. Înțelegi diferența? Nu este greșit să fii bucuros că Dumnezeu te-a mântuit. Este pur și simplu mai bine să nu te oprești aici, ci să trăiești pentru ceea ce a urmărit în realitate Dumnezeu prin răscumpărarea ta. Dacă tu crezi că acest tip de dragoste este imposibil, am două lucruri să-ți spun: nimic nu este imposibil la Dumnezeu. Ai de gând să-i acuzi pe cei mai mari creștini din orice generație că ar fi alergat după o iluzie, și asta numai pentru că tu nu te poți ridica la nivelul lor. În al doilea rând, viața veșnică este un dar al harului lui Dumnezeu. El nu este obligat să-ți-l dea ție, și totuși l-a dat pe fiul său pentru ca tu să moștenești acest dar. Dacă, doar ca exemplu, el ar fi ales ca mie să nu-mi dea viața veșnică, dacă în momentul morții mele aș fi dispărut în uitare, atunci Dumnezeu și scopul lui nu s-ar fi schimbat, nu-i așa? Dumnezeu n-a fost niciodată obligat să mă mântuiască, nu-i așa? Tot ce am de la El, viața mea însăși, este un dar al Harului. Chiar dacă ar fi ales să nu mă salveze pentru veșnicie, El tot creatorul meu este și El liber să facă cu mine ceea ce dorește. Dumnezeu este întotdeauna Dumnezeu. Caracterul Lui rămâne tot același. Scopul lui rămâne neschimbat: să nu continui să-l iubesc eu din cauza aceasta? Dar Dumnezeu te-a pregătit să fii al lui pentru totdeauna. Riști să-l iubești prea mult? Eu voi continua să-l iubesc pe Dumnezeu indiferent ce face cu mine. Îndrăznești să-l iubești mai puțin când El te iubește mai mult? Oare răsplata care te așteaptă te face mai egoist? Viața veșnică este oare ținta ta și nu Dumnezeu însuși? Dragostea ta este extrem de slabă dacă așa stau lucrurile. Cei mai mulți oameni nu-l cunosc pe Dumnezeu cu adevărat. Ei cunosc ceea ce au citit sau li s-a spus. Dar aceasta este o cunoaștere intelectuală, căreia îi lipsește experiența spirituală reală. Cei mai mulți dintre noi am învățat de mici că există Dumnezeu, dar nu sunt sigur cât de mult o credem. Noi nu acționăm ca și cum am crede în Dumnezeu, și cei care cred în Dumnezeu au o relație bazată mai degrabă pe frică decât pe dragoste câți îl iubesc pe Dumnezeu și doresc să-L cunoască pentru El însuși. Mă rog să existe întotdeauna asemenea oameni, chiar dacă sunt rari. Noi toți am fost făcuți pentru Dumnezeu, dar când li se spune oamenilor să-L caute pe Dumnezeu în lăuntrul lor, este ca și cum le-ai spune să meargă pe o altă planetă. Ce este mai departe decât adâncul inimii tale? O, Dumnezeule, noi nu te înțelegem, nu știm că existăm prin tine. Ajută-mă să te văd peste tot. Tu îngădui un lucru uimitor, un amestec de bine și rău, chiar și în inimile celor care îți sunt cei mai dăruiți. Aceste slăbiciuni ne țin smeriți și aproape de tine. Înăbușă așadar în inima mea tot ceea ce pune la îndoială bunătatea ta. Lasă-mă să stau în tăcere înaintea ta și atunci voi începe să înțeleg. Nimic nu te zorește să-ți nimicești vrăjmașii. Tu ești răbdător, spune Augustin, pentru că ești veșnic. O, Dumnezeule, iubește-te pe tine în mine. Cu cât te iubesc mai mult, cu atât mai mult mă urmărești cu dragostea ta asiduă. O, Dumnezeule, te ador. Tu m-ai făcut doar pentru tine însuți. Eu exist pentru tine. trăiește în pace. Simțămintele tale de devoțiune față de Dumnezeu și entuziasmul de a-i sluji Lui nu depind de propria ta capacitate. Singurul lucru pe care îl poți controla este voința ta. dă lui Dumnezeu voința ta, fără nicio rezervă. Întrebarea importantă nu este, mă bucur că sunt creștin, ci mai degrabă, vreau eu ceea ce vrea Dumnezeu? Mărturisește-ți greșelile. Nu fi prea atașat de lucrurile acestei lumi. Încredete în Dumnezeu. Iubește-l pe El mai mult decât pe tine însuți. Iubește gloria Lui mai mult decât viața ta. Dacă nu dorești aceste lucruri, roagă-te să le dorești. Dumnezeu va veni la tine cu dragostea Lui și va pune pacea Lui în inima ta.